Salutare și bun venit la a doua ediție a podcast-ului Dichis. Tema întâlnirii de astăzi este despre unele dintre locurile uitate ale României și pentru o asemenea discuție am adus unul dintre oamenii care încă nu au fost auziți în mediul online. Drept urmare, o să fac o excepție de la regula întâlnirilor de astăzi și nu voi face eu prezentarea invitatului, ci îl voi lăsa pe el să se prezinte. Numele său este Iulian Tănașcu, președintele Asociației Călători prin România. Te salut, Iulian, și bine ai venit! Salut și mulțumesc pentru invitație! Voi începe cu o scurtă prezentare despre mine. Hai să începem cu partea educațională, pentru că pe toată lumea în România interesează și partea asta. Sunt doctor în economie, proaspăt doctor în economie. Pot să zic că de acum încolo pot să fiu și deputat. Ai luat doctoratul? Da, am luat doctoratul. Felicitări! și brain drain, Mersi foarte mult. Sunt absolvent de management, de economie, sunt și absolvent de IT, încerc să-mi să fac treaba. Ai fost un om ocupat exact. până la vârsta de? Până la vârsta de 28. Curicitori. Deci 27, acum 28. O dar mai să am mă puțin. simt ușor complexat. Nu, cred că e cazul. <laughs> în regulă. Și ce caută un doctor în economie să dirigeze un ONG cultural, ceea ce este Asociația Călători prin România? E o poveste foarte interesantă. Nu eram la doctorat când m-am apucat de treaba aceasta. Totul a început în 2018, atunci când am participat la Târgul de Turism al României și am văzut cum este promovată țara noastră. Practic, am văzut standul României. Câteva afișe, câteva flyere aruncate pe masă, nimeni care să-ți spună poveștile din România, iar lângă standul acesta era standul Republicii Moldova. O țară care este apropiată ca istorie de a noastră, o țară mai mică decât a noastră, dar totuși care se promova mult mai bine decât noi. Și o țară care totuși are un brand de țară. Noi nu am putut să facem asta până acum. Nu am avut un brand de țară până acum? Există o frunză, frunza Elenei Udrea, a început un demers în, în această direcție de a face un brand de țară. Din păcate, a rămas undeva în pom și pomul în aer. Ideea că tot este vorbim că... de frunze. Exact. Ideea este că ministerele care au fost până acum nu prea au folosit această frunză, nu au scos-o în evidență, nu știu cum să promoveze brandul acesta puternic, să fie puternic pe piață, atât național cât și internațional. Așadar, când vorbim de un brand de țară, ne referim în primul rând la o imagine cu care cei care privesc să se poată corela ideea turismului în România. Exact, exact. Bun, noi am avut doar frunza aceasta și nici ea. Nu a fost suficient promovat. Da, pentru că toți actorii care trebuiau să muncească pentru brandul acesta de țară au ales să lucreze individual și nu împreună, și de aici și rezultatele. Totuși, vorbim de sume foarte mari alocate în turism, dar ineficient. Total ineficient. Așadar, bugetul nu a lipsit. Bugetul nu a lipsit, niciodată n-a lipsit. Atâta timp cât statul se implică, bugetele niciodată nu lipsesc. Că sunt sume de bani investite greșit și total ineficient, da. Problema turismului din România e subiect de presă în ultimii 30 de ani, evocându-se întotdeauna ceea ce o să încercăm să subliniem și noi astăzi existența unui potențial real turistic al României, atât sub forma de uh, monumente ale naturii, monumente istorice și locuri care merită vizitate, atât pentru peisaje, cât și pentru poveștile pe care ni le oferă. Exact. Au fost mai multe cazuri celebre, au fost uh, cele ale ministrului Dan Matea Gaton. De la începutul anilor 2000, ulterior cazul doamnei Elena Udrea, discuția eternă cine sau ce simbol poate fi folosit drept brand de țară și în final se pare că discuția nu a finalizat în vreun fel sau altul. Da, au fost foarte mulți actori politici, așa cum ai spus și tu, nu numai cei doi, au fost foarte mulți care totuși au, au încercat să-și aducă un aport în zona aceasta de turism și cultură. Problema este că de fiecare dată vine un om care probabil are viziunea lui, are proiectele lui, dorește să le implementeze, apoi după un timp se schimbă, nu apucă să implementeze acele proiecte, iar cei care vin după nu pot, să, nu pot efectiv să le implementeze. Ori nu știu, ori nu vor, ori vor să-și implementeze proiectele lor. Și practic noi niciodată nu avem o continuitate. De e, ne e nevoie de o perioadă mai îndelungată ca să poată să fie puse în practică asemenea măsuri. Exact. E posibil să realizezi turism în România fără sprijinul statului? Uh, se poate. Se poate, dar greu. Uh, sunt foarte multe, la nivel național, sunt foarte multe inițiative care au pornit de la simpli oameni și au creat mici branduri locale care se dezvoltă destul de bine. Că statul nu se implică la nivel național așa cum ar trebui, e o pierdere și de timp și de resurse. Gândește-te numai că țara noastră în momentul de față merge din inerție, în foarte multe domenii, inclusiv turismul. Gândește-te dacă statul ar investi ca lumea bani eficient, dacă toți actorii s-ar pune la masă și ar discuta și ar găsi soluții și ar implementa proiecte de calitate, țara ar tudui. Ar putea să trăiască România numai din turism. Așadar, nu avem până în prezent o masă comună a celor fie privați, fie actori de stat care sunt implicați în uh, industria turismului. Da, noi, în România, avem uh, dorința asta de a ieși în față, de a arăta că noi suntem mai tari decât ceilalți, și din această cauză, noi nu, nu putem să ne punem la masă și să discutăm și să ajungem la un numitor comun. Fiecare vrea să iasă în față, fiecare vrea să fie văzut de presă, fiecare vrea să-și uh, pună în practică proiectele lui nu le interesează de altcineva, nimeni nu vrea să facă ceva pro bono. Toată lumea vrea să facă ceva plătit. Ceea ce în momentul de față, într-adevăr, situația economică e așa cum e, dar trebuie să mergem și pe partea asta pro bono ca să putem să dezvoltăm ceva, să avem o bază de la care să pornim. Uite, ai pornit o discuție interesantă și care în ochii multora s-ar putea să fie puțin credibilă. Ce-l face pe un tânăr din România, din zilele noastre, să se apuce de o activitate care este pro bono, pentru că un ONG cultural e evident că nu face profituri, nu? Corect, corect. Poate să facă profit, dar trebuie să reinvestească acel profit în proiecte, în societate. Deci nu poți să folosești proiectul pentru, profitul acela pentru tine. Problema cu ce mă face pe mine să investesc în societate, cred că a început încă de mic. Bunica mea a povestit despre uh, principalii, să zic, actorii ai familiei noastre, care au adus un aport uh, destul de mare asupra țării noastre. Uh, eu, la un moment dat, îți spun sincer, pe timpul liceului am vrut să plec din România, nu găseam nicio oportunitate. Uh, bunica mea e și confidentul meu, persoana cu care vorbește cel mai mult, și am spus că vreau să plec din țară. Uh, M-a întrebat de ce, i-am spus că eu nu găsesc nicio oportunitate aici și mi-a spus clar, oportunitățile ți le faci tu nu ți le face altcineva. Deci dacă tu ești în stare să-ți faci oportunitățile, atunci o să fie ok și aici și în altă parte. Dacă tu nu ești în stare, dacă te duci în afară, s-ar putea să nu poți să-ți faci oportunitățile acolo, nu poți să găsești oportunitățile, nu poți să-ți creezi un cadru ideal pentru a implementa proiecte sau a-ți impune viziunea ta. Și am zis ok, bun, are dreptate. Hai să încep să mă orientez spre România. Cum ți-am spus, în 2018 am început Asociația Călători prin România. E o poveste destul de tragico-comică aici, pentru că noi am început să promovăm mici obiective de prin România pe o pagină de Facebook, care se numește exact așa, Călători prin România. Așadar, străbunica asociației este pagina de Facebook. Exact. Am început, promovasem, cred că, 100 de, de puncte de interes, să le numesc așa. După care într o seară a venit un tânăr și mi-a scris pe mesageria paginii că el vrea o hartă, un site unde să se găsească o hartă, unde să găsească toate obiectivele astea clasate pe sau mă rog, nu clasate, puse pe categorii și puse efectiv pe zone turistice și geografice. Și zic: "Mamă, ce bună idee. Cum o facem?" Am apelat la un programator să-mi facă site-ul pe vremea aceea nu eram la Facultatea de Informatică am zis că vreau să pun foarte puțin bani în treaba asta și să arăt că pot să investesc eficient, astfel încât să scot maxim de cât puteam să scot. Și ai reușit să demonstrezi faptul că poți să realizezi mult cu bani puțin? Da, într-un final da. Problema este că eu am vrut foarte, extrem de puțin bani, dacă se putea deloc. Am apelat, da, am apelat la tineri care erau la facultate și vreau să-și dezvolte portofoliul lor. Într-adevăr, mi-au cerut o sumă de bani ca să poată să-mi facă site-ul respectiv, am acceptat pe loc, era o sumă modică. Am zis, ok, e ok, putem să facem chestia asta. După un timp, întârziasem destul de mult cu site-ul, uh, nu mi-a dat exact ceea ce discutasem, eu m-am ales cu banii dați și atunci am realizat că, ok... Poți să faci lucruri și cu bani puțin, dar s-ar putea să nu iasă chiar așa de bine. Hai să mergem puțin mai sus, hai să investim puțin mai mult în treaba asta. Am... Te puțin. Te rog. Investim mai mult, mai puțin, de unde? Ai o moștenire de familie? Ai avut noroc să câștigi la loto? Ai avut o idee genială la bursă? Din păcate, nu. Am sperat mereu să, să sap după petrol în curtea din spate a casei și să găsesc nu s-a întâmplat chestia asta. Ideea este că atunci când am pornit, ți-am zis, am vrut să investesc puțin, dar am vrut să investesc din portofeliul meu. De ce? Pentru că dacă te duceai la o anumită primărie și spuneai, uite, vreau să fac chestia asta la tine în o gradă, ajută-mă și tu cu o anumită sumă de bani, noi venim cu cel mai mult, dar hai să facem. Spuneau nu, și ți întorceau spatele, ți închideau ușa și niciodată nu mai puteai să mai intri în comuna respectivă sau în orașul respectiv și era o problemă. Exista o formă de răspuns administrativ, o soi de scuză din asta? Da. Spuneau clar că nu au buget pentru așa ceva. Și era un buget modic. Deci vorbim de 300 de lei pentru 70 de obiective. Să lămurim un pic specificul activității Asociației Călători prin România. Sigur. Care e scopul vostru principal? Voi vă ocupați cu promovarea locurilor turistice ale României? Cum anume? Uh, noi ne ocupăm cu promovarea atât a punctelor turistice, cât și a monumentelor istorice de pe tot întregul țării noastre. Cum? Cu niște plăcuțe cu cod QR. Practic, ce facem? Noi încapsulăm poveștile, legendele locului respectiv în codurile astea QR. Omul când vine scoate telefonul, scanează codul și alege una dintre limbile disponibile, sunt 33 de limbi, și începe să citească exact ce le interesează. Practic devine propriul său ghid în toată povestea asta. Am înțeles. E vorba de aceste plăcuțe. Nu, de cele de dinainte. De acestea. Acestea. Exact. Deci turistul vine, scanează codul respectiv și are to tot istoricul pe telefon. Foarte simplu, foarte ușor. Practic, dacă stăm să ne gândim, sunt foarte multe puncte de interes în țară care nu o ghizi. Practic, tu te duci acolo și nu știi despre ce e vorba. De exemplu, ăsta e în satul copilăriei mele, poza aceasta. Deci este... vorbim de satul Sărata Monteoru. Exact, comuna Merei, Buzău. Ăsta ar fi și primul obiectiv pe lista de discuție din seara aceasta. Super. Satul tău natal. Da. Unii dintre noi probabil că știm câte ceva despre statul Sărata-Monteoru, dat fiindcă se leagă de numele unui moșier foarte bogat de altă dată, Grigore Monteoru. Exista un joc, un soi de monopol românesc turism care îți arăta stațiunea Sărata-Monteoru, aia făcută de administrația comunistă în anii 70. Principalul obiectiv natural acolo ar fi izvoarele sărate, care sunt foarte bune pentru cei cu afecțiuni digestive, sunt ape terapeutice. Exact. Ce ai mai putea să vezi? Dacă nu, să spunem că nu vrei să mergi acolo, uh, la stațiunea balneară. Uh, în poza din imagine, tu vezi punctul zero al stațiunii. Aici se găsesc principalele obiective pe care tu le poți vedea acolo. Uh, este statuia eroului, eroilor de acolo, este biserica, este uh, Vila Monteoru care este undeva lângă biserică. O Trebuie. să revenim un pic. Sigur. A, aceea ai trecut puțin mai, 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 mai. Aceasta. Asta este Vila Monteoro. Vila Monteoro, exact. Iar undeva în partea cealaltă a străzii, față în față, este mauzoleu unde este îngropat Monteoro. Uh, și cu mulți alți membri familiei sale. Tot în, în, zona respectivă sunt bazinele cu apă sărată, strandurile unde poți face baie de primăvara până toamna târziu. Este o apă foarte bună. Chiar eu am făcut baie și fac baie de câte ori trec pe acolo pentru că te ajută la oase, te ajută la piele. Deci e o apă foarte, foarte interesantă. Sunt bazinele de nămol, bălțile de nămol. Deci nu are monopol te la capitolul ăsta. Nu, nu. Sunt, sunt multe obiective pe acolo. Undeva, pe un deal din apropiere, s-au găsit vestigiile, ar spune ei, acele mai vechi culturi din țara noastră, cultura Monteoru. E o dispută care e cea mai veche cultură, nu e important, important este că s-au găsit acolo. Deci, Vorbim de o cultură din perioada neolitică, exact. din perioada târzii a preistoriei. Exact. Există vreun muzeu amenajat care să expună artefactele acestei culturi? Din păcate nu. Din păcate le putem nu. găsi altundeva? La Muzeul de Istorie din uh, municipiu, din municipiu Buzău. Acolo Satus sunt o Sărata fiind ele. situat în județul Buzău, singurul loc unde sunt expuse asemenea artefacte este muzeul din uh, exact. reședința de județ. Exact. Zona aceasta este și o zonă unde s-au dat lupte în cel de-al doilea război mondial la un moment dat în această zonă se găseau tot felul de vestigi de pe vremea aceea, de la arme, la grenade, la bombe, la caschete, se găseau foarte multe lucruri. Să că cine merge să viziteze să trebuie să fie atent pe unde calcă? Nu neapărat, nu, s-au strâns. De-a lungul timpului au fost și căutători de comori, au fost o grămadă de oameni pe acolo care le-au luat. Chiar și bunica mea mi-a zis la un moment dat că după război se juca cu acele caschete, le găseau peste tot. Cu Efectiv, caschete? Cu caschete, bine, cu grenade, ceva nu ceva cu potențial exploziv. Au fost într-adevăr vecini, asta și gradul de cultură, care s-au dus să sape în pădure, au găsit grenade și ce s-au gândit să facă? Ah, o grenadă. Au luat uh, un târnăcop și au dat în ea. Și l au sfârtecat mâinile. Ah, exact Des ca aia. Ioane, ce faci mă cu târnăcopul în grenadă aia? Păi, dacă bubuie, las că mai am alta. Exact, exact. <laughs> uh, sunt cazuri și cazuri. Dar uh, în momentul de față, la suprafață nu mai sunt. Probabil sunt sub pământ, dar trebuie scotocit. Zona este o zonă istorică unde nu ai voie să te duci cu detectoare de metale. De asta e să zicem și... că nu asta e principala formă de turism pe care vrem să o încurajăm Exact, noi. exact. O să revin la, la treaba aceasta puțin mai târziu când vorbim de, de partea de cetăți dacice și multe alte. Într-adevăr este o zonă foarte, foarte interesantă cu foarte mult potențial, din păcate uitată. De ce spun uitată? Vorbim de vila Monteoru, care ar putea atrage foarte mulți turiști. Noi poate mă... fi vizitată? Nu. Asta voiam să zic, că nu poate fi vizitată, din păcate. Undeva prin 2007, până atunci s-a putut vizita, de atunci nu s-a mai putut vizita. Am ajuns la un moment dat, am intrat și eu în, în ea, era destul de degradată atunci. Deci până 2007, acum îți dai seama că e într-o situație deplorabilă deplorabilă. Și e păcat de ea pentru că ar putea fi un centru cultural important în zonă. Pare să fie înconjurată și de un parc destul de bine amenajat. Cel puțin așa reiese din imagine. Uh, istoric vorbind, Grigore Monteoru știu că a amenajat un parc dendrologic în zonă. Exact, era un parc englezesc cu arbori de pe tot întinsul uh, Europei. El era un pasionat de tot ce înseamnă natură, tot ce înseamnă dezvoltare. Eu l-aș asemăna pe el cu un Steve Jobs din vremea aceea. De ce? Era un foarte bun om de afaceri. El știa să facă afaceri și avea o viziune foarte, cum să spun, pe un orizont foarte îndepărtat de timp. Pe lângă ce vedem noi acum că a rămas de pe vremea lui, el a făcut o gara, a făcut o fabrică de uleiuri minerale care era printre primele din țară, avea undeva la peste o mie de sonde de petrol, a făcut o mină de petrol. Ar care fi ar... vorba despre mina din imaginea aceasta? Exact, exact. Uh, mai există asemenea mine mai în țară? Mai există, este operațională, funcționează, e, e în regulă. Mai din, sunt altele? Uh, din câte știu eu, nu. Așa cum este aceasta, nu. Deci e o diferență între o sondă de petrol și o mină de petrol. Exact. E o diferență. Un din câte am înțeles eu, aici este vorba de exploatarea unor galerii care merg în zona nisipurilor petrolifere. Exact, exact. E o zonă care se întinde destul de mult, vorbim de zona buzăului, o parte din zona buzăului și până în Prahova. Zone care erau deținute chiar de Munteorul la un moment dat. Din câte am văzut și eu, da, era principalul proprietar. Da. În zonă, deci petrolul este, de fapt, uh, baza averii acestui uh, afacerist din secolul XIX. Nu, nu neapărat. Uh, el a avut un portofoliu destul de diversificat de afaceri. Așa cum ți-am zis, a avut o fabrică de ulei, uleiuri minerale, a avut un spital, a avut foarte multe terenuri, a avut vi, a avut uh, sondele petroliere, a avut foarte multe afaceri de unde extragea bani. Mai mult decât atât, el a fost uh, și deputat, a fost și senator, a fost cel care a pus bazele Partidului Național Liberal în Buzău. A fost un om destul de important și ce voiam să-ți mai spun, asta legat de dezvoltare, el a făcut gara care se găsește acum la stâlpul, în zona stâlpul și voia să lege gara de Monteoru printr-un tramvai, ceea ce mie mi s-a părut fabulos. Și a încercat să înlesnească accesul, accesul în, stațiunea în stațiune. Asta. Exact. Tocmai pentru a crește potențialul turistic. Exact. Mai mult decât atât, el a fost cel care a construit hoteluri, a construit cazinoul de acolo, ceea ce mi s-a părut. Există un cazinou în stațiunea Monteoru? Exact. Funcțional? Și, da, da. Și exista de pe vremea lui. El l-a deschis. Și când au venit foarte mulți oameni din afară care erau interesați, oameni cu stare să vadă ce a făcut acolo, au rămas impresionați de ce. El, când a făcut sălile de tratament din interiorul hotelului, a gândit-o atât de departe încât a făcut mai mult multe săli, atât pentru oamenii care nu aveau boli cu transmitere, uh, cu transmitere, cât și pentru oamenii care erau sănătoși, știi? Și practic, pe oamenii sănătoși îi duceau într-o parte, iar pe cei care erau purtători de anumite boli îi duceau în altă parte, astfel încât să nu se infecteze. Deci a gândit-o foarte departe, ceea ce în zilele noastre nu se mai întâmplă așa ceva. Mai sunt funcționale încă? -ă, da. mai este funcțională staționa da, baleară. Mai este. Mai este. Din păcate, nu mai arată așa cum arăta odată. Știu că sunt două hoteluri construite în perioada anilor 70, parcă? Ceres și mai era, mai era unul. Nu, nu știu să ți le zic. Nu am, nu am fost interesat de hotelurile astea în mod special, m-a interesat istoria zonei de ansamblu. Revenind la specific cu activității tale, ai documentat toată zona din am, am Sărata Monteoru? Exact. O să-ți spun doar două lucruri care mi s-au părut absolut, nu, trei lucruri care mi s-au părut absolut fascinante. Biserica, biserica pe care o să vedeți acolo, este o formă... Cea pe care putem să o întrevedem exact, în spatele monumentului. Exact, din păcate forma ei originală a dispărut. De ce? Pentru că a fost cu tremurul mare care a afectat, o turlă a căzut, ea și-a pierdut o turlă. Pictura interioară a fost făcută de Costin Petrescu, cel care a pictat și fresca Marea Ateneului Român. Uh, un, alt, un alt lucru care mi s-a părut absolut genial Și oamenii care ajung acolo Habar n-au de așa ceva Este legat de acest soldățel uh, A fost uh, realizat De către Ion Jelea Cel care uh, și-a pierdut o mână În timpul războiului cel mare Și-a continuat să sculpteze Cu o mână lipsă Vorba lui Păstorul Deodoranu Ce să spun, mai mare jalea exact. Când vorbea de o, o clasificare A sculpturilor români din perioada interbelică Ăsta este tipul de monument întâlnit aproape în întreg cuprinsul României în perioada interbelică, politica statului român de a fixa în spațiu memoria soldaților căzuți cu prilejul primului război mondial. Ai cumva o istorie personală care se leagă de monumentul ăsta? Da, bunicul bunicii mele, a căzut în război. Bine, eu am căutat informații despre el. El se găsește pe lateralul monumentului. Din câte am citit, a fost luat prizonier în asaltul de la pasul Bratocea și a murit undeva în lagăr în Ungaria. Este un lagăr acolo care are o cruce pe care apare el. Și numele lui este consemnat și este pe socul monumentului? Exact, da. Și nu este singurul din familia mea care și-a dat viața pentru România, chiar la calafat. Am doi ostași din familie care, unul a trecut Dunărea, unul a murit înainte să treacă Dunărea. Fiecare după cum s-a da. mișcat. Da. Să spunem. Da. Mai ai alte amintiri legate de bunicul? De. Uh, pardon. Legat de Monteoru, refer, De bunicul bunicii. De bunicul bunicii, uh, nu. Uh, el a plecat. Deci, ce mi-a spus bunica mea a fost că într-o zi a plecat, l-a văzut cu ranița în spate. De atunci nu l-am mai văzut niciodată, tatăl bunicii mele a plecat zi de zi la primărie să vadă dacă a trăit, dacă trăiește, unde se află, niciodată n-am mai aflat. A murit și nu a aflat niciodată unde a căzut tatăl lui. Așadar monumentul ăsta este singura amintire exact. palpabilă cel puțin. Exact care te leagă de un strămoș de-al tău. Exact. Și mai e crucea din, ți-am zis, din Ungaria, dar acolo e mai greu să ajungi. Deci vorbim nu doar de o valoare artistică a monumentului, dat fiindcă e, de e făcut de un sculptor cu renume, ci de și de o valoare sentimentală, pentru că este vorba de o istorie de neam. Exact. De altfel, asta pare să fie una dintre părțile de activitate ale Asociației Călători prin România. Nu faceți doar educație culturală, încercați să reactualizați și memoria locurilor. Exact. Un lucru care pe mine mă apasă puternic este faptul că românii spun că nu au ce vedea în România. Faptul că România arată cu degetul România din prisma politicienilor sau a problemelor economice, lucru care pe mine mă, mă doare. De ce? Pentru că noi avem o țară cu foarte mult istoric, avem foarte multe personalități care uh, au schimbat lumea. Și voi sublinia că au schimbat lumea pentru că asta au făcut. Din păcate, noi și presa am observat mai mult că dorește să ascundă supreși toată istoria noastră și să treacă la a prezenta lucrurile negative din țara asta. Și evident, când toată lumea prezintă lucruri negative despre România, ajungi tu ca și simplu cetățean să ți se pară țara un dezastru și vrei să pleci. Și nu vrei să mai auzi de România? Și vrei să treci granița ca să-ți rupă pașaportul, să nu mai ai nicio legătură cu România? Sunt foarte mulți români care nici limba nu vor să o mai vorbească. Ceea ce e foarte trist. Am avut și eu, din păcate, ghinionul în... în să întâlnesc asemenea oameni. Da. Nu-i judec pot să le înțeleg motivele, dar se poate prezenta și o altă perspectivă. Exact. Plus că noi, înainte să ne apucăm de tot proiectul acesta cu plăcuțele, noi am făcut un studiu pe 4.000 și ceva de oameni de pe tot întinsul țării noastre. Am vrut să vedem câte obiective știu ei din țara noastră. În medie, românii știu cam 20 de obiective. Într-o 20 de obiective din România? Din România. Într-o țară în care noi avem undeva la 100.000 de obiective. Deci, în cuprinsul peștișorului ăsta exact. se găsesc vreo 100.000 de, de obiective. Cam așa. Cam așa. Pe ce categorii le putem împărți, obiectivele astea? Vorbim, în primul rând, de monumente istorice și de obiective turistice. Deci, monumente istorice ar fi statui, cetăți, biserici. Case de patrimoniu, tot felul. Tot Bun. ce are valoare istorică. Orice este construit de o. Exact. Alte categorii? Alte, acestea sunt categoriile principale. După aia, putem să împărțim aceste categorii în alte două categorii. Sunt monumente istorice făcute de către om, antropi, uh, monumente antropice și monumente naturale. Bun, la fel și obiectivele turistice. Unii ar fi tentați să spună că avem mai degrabă monumente naturale, că la noi treaba a făcut-o mai mult natura exact, decât. Noi. Dar vorbind strict din punct de vedere legal, oamenii, anumiți oameni, au conștientizat că trecerea timpului va distruge, mă rog, și oamenii vor distruge anumite monumente naturale și le-au inclus în lista monumentelor istorice. Special ca să nu fie distruse, să nu se poată atinge nimeni de ele. Au fost deștepți. Dar, totuși, sunt oameni care, chiar dacă respectivele monumente, atât naturale cât și antropice, sunt incluse în leme, ei distrug. Nu au absolut nicio problemă. Fără niciun fel de fără, frică față fără de lege? Fără nicio frică, fără nici o persecuție publică, nu au absolut nicio problemă. Adică s-a vehiculat de mai multuri prin presă o tactică de a lăsa monumentele istorice să cadă de la sine, dar tu faci o afirmație mai departe un pic de... Uh, ipoteza asta, și spui că unii se apucă deliberat să da. distrugă asemenea monumente. Da, n-au absolut nicio problemă în a face chestia asta. Te duci efectiv unde nu sunt camere și poți să face orice. Gândește-te câte statui n au fost vandalizate, gândește-te câte busturi de... din toată țara au fost furate, gândește-te câte case de patrimoniu sunt lăsate efectiv la voia sorții, gândește-te câte mulți oameni se urcă pe Sfinx asta îți dau un exemplu pe care toată lumea îl știe. Deci vorbim de unele vandalizări cu un scop pe punier din... și altele din pură prostie. Exact, din pură prostie. Efectiv, omul nu înțelege valoarea respectivului loc și alege să-l distrugă. De pentru că putem o să ajungem sau... și de la Marinela plus Gigi. Exact. Egal love scrijelit pe un monument istoric. Chiar săptămâna trecută am fost la coloana Infinitului și am vrut să mă apropii puțin, să văd și eu exact am cum arată, cum știi. Și era scris pe ea, efectiv, era scrijelit un nume pe ea. Și noi vorbim de opera lui Brâncuș, care în afară, hai să vorbim de Franța, da? unde Brâncuș e erou național. Deci în, în, Franța, la Paris, există un muzeu al lui Brâncuș. L-am vizitat și eu copil. Noi ce avem în țară? de Brâncuș. Avem câteva căsuțe Prea puține, din o casă păcate. de patrimoniu și atât. Dar noi îl iubim pe Brâncuși. La fel și cu Enescu. Enescu e o imagine a României într-o anumită perioadă. Avem tendința să ne căutăm prin oamenii ăștia un simț de identitate națională. Unde se produce fractura între faptul că ne căutăm un asemenea simț de identitate națională, dar în ceea ce avem tangibil manifestăm în cel mai bun caz lipsă de grijă, dacă nu chiar vandalism? Asta e o, e o întrebare bună și o analiză foarte importantă pe care am putea să o facem aici. Dacă aș găsi răspunsul acestei întrebări, probabil că am putea să facem foarte multe. Cred că și uh, psihologii încearcă să găsească un răspuns de ce oamenii totuși își, își, uh, se duc spre o anumită figură, dar totuși vandalizează anumite lucruri. De exemplu, noi l-am aprecia pe Rebreanu. După ce a murit Rebreanu în ziua aia, tot satul s-a dus și a spart casa și a furat tot. Despre ce vorbim? Adică, totuși suntem o nație care, din păcate, și mă doare să spun chestia asta, nu știm să apreciem valorile pe care le avem. Nu știm să apreciem ce avem. Noi, dacă nu putem să apreciem ce avem, nu putem mai departe să promovăm. Eu cum aș putea să-i promovez unui străin ceva ce eu nu apreciez? E ca și cum vrei să vinzi un produs. Cum aș putea să-ți vând eu paharul ăsta dacă eu nu o apreciez paharul ăsta? No, procedăm exact ca țăranul cu adu care aduce calul la târg să-l facă de rușine. Că ești și orb, ești și beteag, ești și slab. Și de ce l-ai adus, bre? Să-l fac de rușine. Exact. Exact. Tot tu mi-ai spus, pentru că am purtat o discuție înainte să filmăm acest podcast, că am reușit să facem să dispară și pădurea care stă la baza romanului lui Rebranu, cu pădurea spânzuraților? Da, noi avem un fel de a face lucrurile. Noi toți spunem că apreciem pădurea, că iubim pădurea, luăm cocotrola. Pădurii frate brațe. cu românul? Da, după care mergem și tăiem codrul ăla. S-a întâmplat acum câțiva ani. Au tăiat efectiv toată pădurea unde uh, a fost spânzurat fratele lui Rebreanu. Unde era localizată pădurea undeva asta? Undeva în zona uh, Bacăului. Uh -huh. Deci în județul Bacău, uh -huh. da. undeva pe aici. Da. Acolo este locul unde a fost Bacăului. executat Emil Rebreanu, Emil Rebreanu, fratele lui Liviu Rebreanu, da. pentru că romanul Pădurea Spânzuraților este bazat pe o poveste reală. Exact. El a vrut să treacă uh, din tabăra inamică în tabăra românilor a fost prins și spânzurat, iar bucata de lemn de care a fost spânzurat a fost luată de Liviu Rebreanu și dusă în București. Este la muzeul din, nu știu, este un muzeu în București care ține bucățica aceea de lemn. Deci o bucată din pădurea exact. spânzuraților a supraviețuit. Exact. În schimb, restul pădurii a dispărut. Tăiată, băgată în camioane și dusă cine știe pe unde. Și Ar la fel va fi să... o întrebare, câtă lume a știut că pădurea aia de acolo este pădurea spânzuraților? Nu mult. Nu mulți, pentru că nu... oamenii au un stil de a fi foarte legeri. Uh, noi, noi, românii cred că suntem atât de legeri încât noi nu vrem să căutăm informații, vrem să ni se servească. Nu e absolut nicio problemă. Dar nu există Asta oameni... faci tu. Exact, dar nu există oameni care... Bine, există, dar foarte puțin, care să-ți servească toate poveștile astea, să-ți pună poveștile la dispoziție, să zică, uite, le ai aici, ia și citește. Sau ia și ascultă, depinde de Sau ia și propriu. ascultă, nu vor. Ați ajuns să documentați și pădurea spânzuraților? Nu am ajuns. Din păcate, Bacău nu a dorit să colaboreze cu noi. Acum ce am mai început să mai luăm cât un pic Bacău un... ne fiind o entitate mitologică. Da, nu vor, efectiv. Alex să nu lucreze. Vorbim luflezi. de administrația județeană. Vorbim de administrația județeană. Nu vor. Ca să lămurim și pe cei care ne ascultă voi, nu sunteți un grup de presă care se ocupă cu scandaluri mediatice? A, nu. Cu... <laughs> Nu, nu. Lucruri care să dea, arunci o lumină proastă asupra administrației publice. Nu, eu mereu am spus și când am vorbit cu primarii înainte să ne apucăm de treabă, le-am spus că pe mine nu mă interesează ce, ce fac ei, mă interesează patrimoniul și poveștile care sunt acolo. Pe mine nu mă interesează să scot uh, prostiile în evidență, ci mă interesează să scot lucrurile bune. Scoțând lucrurile bune, promovăm zonele. Zonele devin mai cunoscute, vin turiștii, zonele înfloresc. Dacă eu arăt cu degetul, fac exact ce fac ceilalți și nu o să ajungem nicăieri. Aici părem să fim de acord. E foarte lăudabil efortul mass-mediei de a sublinia abuzurile care se săvârșesc în țara noastră, dar nu înseamnă că e bine să se bată toba doar pe lucrurile alea, pentru că asta probabil contribuie la sentimentul nostru că nu avem potențial, că nu avem locuri de văzut. Că uh, e mai bine să plecăm de aici, că nu avem ce vedea. Exact. Uite, chiar vreau să-ți dau un exemplu. De curând, împreună cu niște prieteni, am început să facem un proiect și a venit presa, a prezentat doar partea negativă a locului respectiv, iar pe, de proiectul nostru nici măcar nu e interesat. Adică era un proiect care aducea în prim plan istoria locului respectiv cea în prim plan istoria personalităților respective. Nu e interesat. E interesat efectiv ce se întâmpla rău acolo. Deci voi sunteți deficitar la capitolul de publicitate pentru că da. nu prezentați aspecte negative. Da, exact. Noi nu vrem să prezentăm aspecte negative. Există foarte mulți oameni în țara asta care vor să promoveze ce e rău. Noi vrem să promovăm ce e bine. Că reușim e una, că nu reușim e alta. Sunt zone din țară unde nu reușim. Sunt zone din țară unde îți spun sincer că îmi plânge sufletul că nu poți să intru să documentezi. Pentru că sunt anumite zone unde ai nevoie de aprobări ca să poți să intri să documentezi. Nu, mi se dau aprobările alea. De pomană. De efectiv, nu găsești un motiv pentru care nu ți s-ar da aprobările alea. Revin cu întrebarea, nu se prezintă nicio formă de justificare? Ba da. Care e Uite, îți dau o justificare din Ialomita. Am încercat să luăm municipiu și ne-a zis că nu, pentru că respectiva de la Direcția Județean de Cultură era certată cu primarul. Ăsta a fost un motiv da, evocat da. în evocat, mod oficial? Da. Ni s-a spus că e certată cu primarul. Și cum poți să treci tu peste o, peste o direcție? Peste un reprezentant al statului. că tot teoretic. Deci este, este un soi de dispută de familie, dar între instituții. Exact. Și nu numai în Ialomita. Sunt peste tot. Au fost cazuri și la Constanța, unde ne chinuim de 2 ani de zile să punem plăcuțele astea. Și sunt niște plăcuțe puse acolo nefuncționale, care nu, nici nu respectă legea. Au fost puse pe, pe Hai să înțelegem de despre ce e vorba când vorbim de plăcuțe nefuncționale, că plăcuța e o plăcuță, ea okay, nu are okay. propriu o da. funcționalitate. Vorbind de plăcuțele astea cu cod QR de care... Deci nu, nu, te lasă efectiv nici să promovezi, nu te lasă nici să documentezi, nu te lasă nici să marchezi. Așa, dar eu dacă o să mă plimb prin Constanța o să văd plăcuța asta. dar nu dacă o, o să... E o plăcuță pusă de altcineva Aha. care e nefuncțional. Dacă eu mi-apropii telefonul și vreau să scanez codul QR, îmi va da un blank. Da, o să-ți dea un site care nu există. La fel și la Târgu Mureș există aceeași problemă. Nimeni, pe nimeni nu deranjează. Nimeni nu s-a dus să arate cu degetul să spună, uite, nu funcționează. În afară, dacă se întâmpla chestia asta, erai... aruncă o cură și pe tine. Dar da. România e tot ok. Bun, în afară de niște adversități din astea personale, da. ai reușit să vezi un motiv pentru care nu există minima bunăvoință nu. să... nu. Uh, inițial eu am crezut că dacă vii cu bani de acasă să implementezi proiecte pentru comunități, o să fie toată lumea deschisă, că nu trebuie să fii nebun, să nu accepti un proiect care să te ajute pe tine și la să nu-și niciun ban, să vină cu bani de acasă. Nu, nu vor. Ar putea să fie vorba de o teamă că dacă odată ce ai mai mulți vizitatori, risc ai și mai multe reclamații pentru starea în care se găsesc anumite monumente? Ideea este că sunt zone care arată foarte frumoase și nu sunt monumente care sunt dărăbănate, nu sunt monumente care au dispărut, deci ele sunt chiar acolo, arată foarte bine, dar nu vor efectiv să promoveze. Nu vor. Aleg ca zonele respective să nu fie promovate, să nu fie cunoscute, din ce motiv nu știu și nu-mi dau seama. Dar am văzut că au fost și cazuri, uite ți-am zis că acum în Bacău au început câteva localități să vină spre noi. Dar până de curând, nu. Deci v-ați asigurat o oarecare notorietate. Da. La Pentru nivel național. Suntem serioși și încercăm, adică încercăm să fim serioși cu tot ce facem. Și să arătăm că nu ne interesează partea politică, ne interesează efectiv dezvoltarea locală. Bun, tocmai ca să nu vorbim doar de partea negativă. Unde sunt zonele unde ați avut succes? Care sunt, Ana? Sunt foarte multe. Vorbim de Giurgiu, municipiul Giurgiu, avem Bun. și deci Vedea. deci regiunea imediat în josul Bucureștiului. Exact. Avem în partea de Cara Severin la Moldova Nouă și Gârnic. Bun, Așa. așadar aici. Avem Zalău, în zona de... A, acolo, acolo, exact. Avem Rădăuți, municipiul Rădăuți, e tot documentat Așadar. Și ne îndreptăm și spre zona Moldovei. Exact. Mâine urmează să montăm la Tulcea, în municipiu. Chiar ai făcut o, o circumnavigație a hărții. Da, am făcut o buclă. În regulă, care sunt beneficiile? În momentul în care reușiți să amplasați plăcuțele și ele sunt funcționale, se resimte un beneficiu la nivelul turismului local? Se resimte pentru că tu pentru prima oară ai idee câți turiști real vizitează respectivele obiective turistice și monumente istorice. Uh, există centre naționale de informare și promovare turistică. Ele au sunt de stat. Exact. Au un anumit target pe an, deci trebuie să aduci un număr de X vizitatori. Trebuie. Trebuie. Te duci acasă. Da, bună ziua, astăzi da, aveți de vizitat. Da, hai, un coace. Uite, vino, vino aici, terjete pe agentuța asta de la centru și totul va fi bine. Da? Deci tu nu ai un număr real de turiști care vin să viziteze. -a. A, este bună ziua, ați vizitat. Da, ați vizitat sau hai că vă duc eu, dar vă duc mai așa, hai că nu vă duc la alea, vă duc la astea, la alte. De ce? Pentru că alea poate arată mai urât, nu aveți ce vizita acolo, hai că le vedeți pe Dacă nu sunt cunoscute, mor necunoscute, știi? Adică nu... Nu-i duci peste tot, tu nu arăți turistului tot potențial. Uh, cu ce te ajută plăcuțele astea? Că toată lumea, mă rog, nu toată lumea, au fost foarte mulți care mi-au zis că, ok, plăcuțele astea spală creierii și multe altele, cum a fost și cu vaccinul acum, cu codul respectiv QR. Uh, plăcuțele astea... Spală creierii o plăcuță care îți oferă niște informații? Da, da, pentru că la fel... Da, dacă ai creierii foarte liniștiți, da, probabil că ți spală. Da. Uh, plăcuțele astea ce fac de fapt? Uh, ție ți oferă informații, dar și autorităților locale le oferă informații. O singură informație câți au scanat plăcuța respectiv. nu interesează pe nimeni mai mult. nu interesează ce gen are persoana respectivă. nu interesează uh, de unde vine. Deci nu este vorba de o divulgare a informațiilor personale. Nu. Pentru că nici n-ai cum să vezi efectiv un om decât dacă programezi tu efectiv să facă chestia asta, nu ai cum să vezi ceea ce nu e cazul. Ceea ce nu e cazul, pentru că nu te interesează chestiile astea până la urmă. Pe tine te interesează efectiv să știi câți au scanat, câți au fost acolo efectiv. Fluxul. Fluxul, exact. De ce? Pentru că tu pe baza fluxului respectiv faci strategii. Da? Dezvolți Locurile respective. De exemplu, dacă eu am două obiective în comunitatea mea, unul e cel mai vizitat și unul mai deloc vizitat, clar că ăla vizitat, o să fie în continuare vizitat. Hai să ne uităm pe celălalt. Ăla de ce nu-i vizitat? Păi poate are, nu știu, are o scândură căzută și nu atrage. Așadar, să pe lângă actualizarea memoriei anumitor locuri, Asociația călători prin România pune la dispoziție administrației locale un sistem de management turistic, exact, să-i spunem. Gratis. Știi că sună foarte dubios când tot repeți cuvântul gratis. Știu, știu. Și de asta și repet. Pentru că vreau ca lumea să înțeleagă că se pot face și lucruri gratis, pro bono, în România. Deci Cred există. că o să mai ai de repetat puțin. O să mai repet de câte ori e nevoie. Pentru și că știi mulți. că întrebarea care răsare automat mintea oricui tu ce interes ai? Niciunul. Hai să spun o chestie. Eu dacă aș fi primar, spune, băi, tu ești pentru ei la alții. Corect. Tu ai venit la mine în comună să-mi strigi mie afacerea aici să-mi arăți, să arăți că eu nu fac și să mă dai jos. Corect. Dar eu locuiesc în țara asta. Dacă țara asta nu e dezvoltată și dacă țara asta nu funcționează ca lumea, atunci eu voi fi obligat la un moment dat să plec din țară. Deci, practic, mă ajut pe mine. Că îi ajut și pe ceilalți în același timp, asta e altceva. Asta, unul, doi la mână. M-am săturat să aud oameni care spun că nu avem ce să vizităm în România. Deci, e o chestie care, efectiv, a ajuns să mă enerveze, să mă supere. Trebuie să fac ceva ca să rezolv problema asta. Adică m-am săturat să găsesc probleme, vreau să găsesc oportunități. Am decis că nu vreau să plec din țară, păi hai să muncesc să, să nu plec din țară. Mă transpun în postura unui vizitator. Eu am mai spus-o în mai multe ocazii. Sunt un vizitator destul de reticent pentru că mă interesează și confortul pe care l-am asigurat dacă aleg să mă deplasez. Sunt locuri de vizitat în România unde pot să am parte și de un confort acceptabil. Ce înțelegi prin confort acceptabil? Adică niște condiții de, de cazare, cazare. Da, există. Noi căutăm să mapăm și aceste locuri de cazare, dar nu pe toate. Ci vrem să marcăm doar acele, să nu să marcăm, să mapăm locurile care au fost încercate de către noi, am stat o noapte acolo să vedem despre ce e vorba, dacă merită să promovezi locul ăla și dacă merită să primească turiști, dacă e înscris legal, pentru că foarte multe unități de cazare lucrează ilegal, lucrează la negru, ceea ce e foarte rău, dar în aceeași timp Le promova și bine. pe alea? Poftim? Le promova și pe alea? Nu, dar asta se întâmplă. Asta e adevărul golgoluț, adică dacă vrem să vorbim cinstit, se întâmplă cam și asta la negru. căutăm să facem aici. Da, se întâmplă și să lucreze la negru. Și în același timp, tu n-ai informații de la respectivele unități de cazare. De statisticile oficiale sunt puțin cam. Dacă eu mă hotărâ să merg într-un într sat din România exact. și vreau să mă cazez, am nevoie de un sistem de relații ca să pot să găsesc da. undeva unde să dorm? Da. Sincer, da. Pentru că tu trebuie să cunoști un om care a fost acolo, a stat acolo și omul ăla să-ți recomande ție. Sau dacă ai ajuns în satul respectiv, te duci și întrebi unde aș putea să stau peste noapte. Păi te primesc eu aici la mine, dar știi, dai și tu ceva. Mm -hmm. adică, trebuie oarecum să învățăm oamenii că se poate face turism în satul respectiv și pot câștiga bani din chestia asta. De exemplu, dacă tu vii și stai la mine în satul copilăriei mele, există acolo... 20, 30, chiar toate casele de acolo sunt înregistrate legal și pot primi turiști. Ăia primesc bani că îți dau ție o cameră o noapte sau trei nopți. Nu ce? de la mine. La ce te referi? Cine, de la cine vin acești bani? De la turiști care vin să dormă acolo. Efectiv, mm -hmm. să stea peste noapte, că tu ai zis de confort, da? Da. Asta. Deci, dacă tot spui casa la bătaie, da, să arate și ok. Adică, nu poți să-l primești într-o cocine de porți să zici păi că e. Despre asta vorbim dar... de niște da. condiții, cel puțin decente. Dar, în momentul când omologezi respectiva unitate de cazare, atunci și verifici unitatea respectivă. Adică, nu poți să dai avizul ok, uite, poți să primești turiști, dar eu n-am văzut niciodată locația aia. Hai să vedem locația aia, e ok, bun. Pe drum. Uite, la Viscri au făcut o chestie foarte tare. Bine că ai adus vorba satul Viscri, spre deosebire de alte localități pe care le discutăm în cadrul acestui podcast, este totuși un sat relativ cunoscut și asta este în mare parte datorită unei personalități nu din România, este vorba de actualul rege al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Charles al III-lea. Charles al iii exact. Putem să dăm un pic povestea, deși cred că e îndeopște cunoscută. Da, a venit în România, a ajuns pe la Viscri, i-a plăcut foarte mult satul respectiv, și a găsit o casă a unei bătrâne. Efectiv, a cumpărat casa respectivă. Doamna aceasta? Doamna, da, și vreau să punctez un lucru foarte interesant. El a, -a luat casa, a refăcut-o, exact pe, după planurile originale. Nu, aceasta e doar o anexă a casei. Aha. Casei undeva în partea asta. Uh, faza foarte tare e că atunci când intri în casa, în casa veche a bătrânii, găsești undeva pe un uh, perete la intrare, poza ei, exact poza pe care tu ai arătat-o. Deci are un respect incredibil pentru femeia respectivă, deși n-a cunoscut, au fost niște urmași ai femeii respective. Nu s-au întâlnit vreodată. Exact, exact. Și are un respect incredibil. Uh, mulți l-au acuzat pe Charles că își face reclamă. Dar nu. Charles ce a făcut? A dezvoltat un sat. Din România. Că își face reclamă ca un reprezentant al lumii civilizate exact. care vine să aducă valorile civilizației unor exact. înapoi? Exact. Mulți l-au acuzat de chestia asta. Sau că are foarte mulți bani și că începe să-și cumpere proprietăți prin România, doar că el poate. Nu fără un scop anume. Poate să fie o treabă valabilă? Poate fi, dar ce a făcut el acolo, demontează teoria asta. Bine, și am atunci... putea să adăugăm că fiind principe moștenitor în momentul când a cumpărat satul Viscri, el nu prea avea nevoie de un lobby ca să ajungă rege al Marii Britanii, era o treabă care se întâmpla oricum. Exact. Și ce a făcut el foarte interesant, în căsuța aceasta de o vedem aici, există două cărți um, care cuprind toate plantele din Transilvania. El a documentat alături de 20 sau 30 de oameni plantele din toată Transilvania și a făcut două cărți, două E o pasiune mari. a regelui britanic? E și o pasiune a lui, dar e și un dar pentru comunitate, pentru Transilvania, pentru zona unde s-a așezat el prima oară în România. Mi s-a părut absolut super. De ce? Pentru că nimeni n-a făcut așa ceva până acum și totuși ai resurse să faci asta. Dar n-a făcut nimeni decât el. Ce interes avea să facă Charles așa ceva? Da, nu o să sune bine, dar am avut nevoie să vin un străin ca să documenteze fondul botanic Asta zic. al unei provincii românești. Gândește-te dacă toată lumea din țara asta ar face un pic de treabă pentru țara asta. Lecția asta e destul de evidentă, ce ne -a, da. cea pe care ne-a predat-o regele Charles, vis-a-vis -vis de ce spuneam mai devreme cu vizitatul, că în momentul în care vrei să vizitezi, pe lângă locul propriu-zis, cauți o poveste. Da, corect. Cauți să afli lucruri. Corect. Ce a mai făcut Charles acolo a fost să învețe pe oameni, efectiv, să-și facă mici afaceri locale. Cred că are legătură cu imaginea următoare. Exact. În spatele curții lui Charles a făcut o grădină de zarzavatori. Cea pe care o vedem în imagine. Exact. Fiecare rând din grădina respectivă are o piatră cu un nume. Am întrebat ghidul, zic, ok, bun, dar ce are piatra aia așa special? Fiecare rând de, de acolo e plantat de câte un copil din sat. Practic, la final, când ies ă, ă, florile sau ă, legumele sau fructele sau ce au plantat ei acolo, o parte din producția rândului respectiv pleacă la familia copilului. Cealaltă parte este vândută, iar banii se ne întorc la familia respectivă. Deci e un win-win incredibil. E foarte lungă discuția asta vis a -vis de cât de posibilă mai e în secolul 21 viața la țară. Că e pentru posibil... a avea un turism local, e nevoie să mai ieși și oameni în zona respectivă care să asigure un fond de dezvoltare. Corect. Din câte am observat, eu ți-am spus la început că am studiat migrația. Am observat... Păi, mă gândeam că întreb pe cine trebuie. Da, vorbim de migrația națională, da? de ce s-a întâmplat, migrația internă, da? cum au plecat oameni dintr-o zonă în alta. Oamenii au plecat de la sat spre oraș, ceea ce e logic. Au plecat către centrele universitare. Unde există foarte multe oportunități pe care le pot fructifica, iar satele respective au rămas de izbeliște. Avem foarte multe sate părăsite, sate fantomă. Ajungem imediat și la subiectul. Da. Ăla. Dar asta e păcat, că satele alea ar putea fi uh, readuse la viață și ar putea fi centre economice, mici centre economice. De acord, dar și în cazul satului Viscri. Nu e un sat pe care l-a descoperit regele Charles. Exact. După câte am citit eu, e un sat care se găsea acolo de aproape 1000 de ani, dacă nu mai bine. De mult timp. de foarte Și mult timp. care nu a devenit un obiectiv turistic, sau mă rog, nu avea posibilități de obiectiv turistic după ce a cumpărat regele și o casă acolo. Am Înțeles că mai e vorba de o biserică foarte veche în sat. Fortificată, exact. Așa și cumva și de o cetate țărănească în zona aia? Nu am văzut-o. Nu am ajuns la ea. Noi am fost doar o singură zi. A fost un fel de city break, de village break ca uh, să vedem uh, efectiv ce se găsește acolo, pentru că era foarte promovat. Uh, noi aveam foarte puțin uh, timp la dispoziție și am spus hai să încercăm, să vedem despre ce e vorba. Deci aici nu ați amplasat plăcuțe? Nu am amplasat plăcuțe, probabil urmează. O Din să considerentul discuțăm. că are deja o expunere mediatică suficientă? Nu. Efectiv nu am pătrusată de departe în Transilvania. Suntem am la periferie, să zic așa. Aha, da. încă n-ați ajuns exact. în zona respectivă. Da, dar avem de gând să montăm și acolo. Avem de gând să Asta întorc. Adică, tu, uh, profesional, umbli prin țară să pui plăcuțe și, în timpul liber, faci același lucru? Nu. Profesional, sunt angajat la o companie. Uh, din pasiune pentru toată treaba asta, cu istoria, cu legendele, cu tot ce avem noi, în timpul meu liber, alerg în țară. În regulă. Da, deci prefer să evit cluburile, să nu dau bani pe altceva și să aleg să mă plimb în țară. Nu încurajăm asemenea nu încurajăm. comportamente. Exact. Uh, aleg să, să, să merg prin țară. Legat de plăcuțe, uh, decât să îți cumperi un suc, o sticlă de suc, prefer să cumpăr o plăcuță, unde să încapsulez legendele. Îmi place legendele. că ai spus suc. Am zis suc. Am fost finuț. <laughs> Așa. Și să o montez efectiv ca oamenii să știe ce a fost acolo. Deci, Oarecum, asta vreau să fac, asta simt eu că e misiunea mea, să zic așa. Iar, știi că sună, știu că sună știu greu că credibil. Îmi, îmi asum, îmi asum. Deci, fiecare... recunoaște, n-ai niciun fel de agenție nu. în spatele tău, niciun mi fel dori, de. Mi-aș dori să am, pentru că aș avea mai mulți bani să fac proiecte pe țară Dar nu, nu am. Sunt un simplu român din popor care vrea să facă lucruri. Atât. Cât costă o plăcuță? Uh, depinde. Dacă iei un calup de 100 de bucăți, se duce undeva la 5 lei pe plăcuță. Dacă o faci individual, dacă faci câte. Deci una... 500 de lei? Nu, 5 lei. 5 lei. Pentru 100. Uh, pe bucată, pe bucată vorbim? Ah, da, da, exact. La nivel uh, total, da. Dacă vorbim de bucăți individuale, deci vorbim de 1, 2, 3, atunci e 7 lei pe bucată. Mm -hmm. Pentru că ai zone unde ai nevoie exact. de câteva plăcuțe Și ai zone, da, păstrăm bijuteria coroanei Pentru final, nu devoalăm dinainte subiectul da. Unde îți trebuie un număr ceva mai ridicat Exact, dar noi am căutat uh, furnizori Care să totuși să ne dea produse de calitate La prețuri accesibile Bun, deci uh, uh, plăcuțele nu sunt produse de voi Sunt concepute de voi, sunt realizate de... de design este făcut de noi plăcuțele, deci efectiv plexiglasul, că okay, ele sunt făcute din plexiglas, da? Sunt făcute de furnizori, de producători. Bun. Al vedem că avem câteva elemente pe plăcuță. În cazul ăsta vorbim de un blazon, exact. vorbim de un titlu, o prezentare sumară și un cod QR. Uh -huh. Deci De ce variază Emblema Variază emblema pentru că noi avem monumente istorice și obiective turistice, cum am zis. Monumentele istorice au acel pătrat de culoare cărămiziu închis, pus undeva la vedere și undeva lângă el codul mei. Este un cod care se atribuie fiecărui ne monument istoric. Ne putem întâlni destul de des și în București. Exact. Obiectivele turistice nu au fost omologate până în acest moment. Nu există nicio lege care să cuprindă obiectivele turistice. De exemplu, statuia pe care tu o vezi în poza aici este un obiectiv turistic. Nu există o echivalare între statutul de monument istoric și cel de obiectiv turistic? Nu. Din păcate nu. Adică dacă tot s-a făcut munca de clasare a monumentelor istorice, nu putea fi direct? Pentru că nu au gândit-o destul de departe. Asta a fost problema. Și problema e că, ok, e obiectiv turistic, nu e absolut nicio problemă, dar eu pot interveni asupra lui dacă e obiectiv turistic. Dacă e monument istoric, eu nu am voie să intervin decât cu avizul Direcției Județene de Cultură din zona respectivă. De asta aici a fost o, o problemă și legală, pentru că în multe dintre obiectivele turistice mai poți să le mai modifici, mai poți să le mai repari, mai poți să le mai miști, să le mai uh, întorci pe dos și așa mai departe. La monument, asta o prezint ca o situație bună. Da, bună și mai înțeleg. puțin bună. Ca știi? să se înțeleagă, la obiectivele turistice e chiar de preferat să fie bine întreținute. Exact. dar în categoria obiectivelor turistice intră și statuile astea. Statuile astea nu s-au mai supra asupra lor de ani de zile, de când au fost puse efectiv poziție. Și sunt cazuri o grămadă, sunt cazuri unde le-au căzut mâinile și efectiv așa au rămas, cu mâinile rupe. Păi, probabil că așa a apărut și Venus din Milo. Exact. Bun, haideți să ajungem la partea asta cu marcarea. De ce am pus noi vulturul acela? Noi ne-am inspirat din, bla, nu blazoane, din simbolistica regiunilor istorice. De exemplu, noi aici ne aflăm în Muntenia. În Muntenia avem Acvila. Noi am reinterpretat acvila respectiv, astfel încât să, să fie acolo, să fie coroana regală prinsă între penele, între aripile Agvilei. Tu ai rămas marcat de faptul că nu avem brand de țară. Da, m-a marcat rău de tot treaba asta. Mm -hmm. Și încerc să crezi asemenea da, branduri. branduri. Încerc să aduc la masă, și aici o să punctez foarte multe proiecte cu care noi suntem parteneri, să aduc la masă oameni care să facă treabă. Pe păi mine nu mă interesează să ies în față, cât mă interesează efectiv să scoatem un brand, să scoatem ceva pe care să-l folosim toți și să mergem mai departe. De asta uh, am făcut un parteneriat cu Ministerul Turismului, Antreprenoriatului și Turismului acum, ca să putem să folosim frunza respectivă a Elenei Udrea, pentru că aveam ceva palpabil, să-l folosim peste tot unde mergem. De asta, pe toate plăcuțele noastre, există și frunzaia. Da, corect. O vedem aici. Exact. Adică vreau să mă lecte ceva, să pot să construiesc pe o bază. Eu nu vreau să vin să dărâm baza respectivă și să mă apuc chiar să o construiesc. Ar fi enorm de greu. Asta cred că deja a fost demonstrat suficient de mult că exact. e o practică destul de contraproductivă. Exact. Și de asta noi clădim pe ce există. Că statul, momentul ăsta, se gândește că, măi, ok, nu e bine așa, trebuie să facem altceva, asta va fi o problemă pe viitor. Pentru că sunt cum am spus, foarte multe proiecte în țară care bazează și pe frunza asta, dar și pe ideea de promovare pe baza frunzei. Și pur și simplu o să ne dea cu barosul la temelie, o să ne strice toată baza. Și atunci iar o să o luăm de la capăt și iar, și iar, și iar. Și nu o să facem nimic niciodată. Ceea ce spui tu, să cam regăsește cumva așa în programa politică a foștilor conservatori. Acum atrag și o spuză pe turta mea. Nu care susțineau mereu că modelul de progres ideal la României este să luăm situația actuală și să dezvoltăm pe baza ei. Adică, bună-rea așa cum este, să încercăm să găsim părțile cu care se poate lucra și să le îmbunătățim palea deficitare. Exact. Să pornești de la ce a existat înainte și ce, mă rog, ce-a rămas în prezent și să construiești pe baza asta. N-are rost să o iei de la capăt de fiecare dată, mai ales dacă e o chestie bună, dacă e un lucru bun, dacă e ceva rău, atunci, da, într-adevăr, va trebui să aduci îmbunătățire astfel încât să scap de decalajele respective, de. Știi? Dar asta e problema, că trebuie să pornești de undeva și trebuie să pornești de la o bază. N-ai baza. E, e ca și cu cultura. Dacă n-ai cultură, n-ai viitor. Am putea să mai repetăm lucrul ăsta. De vreo 20-30 de mii de ori, așa. Există, există un trend uh, din ce în ce mai vizibil. Acum o să spui că vorbesc de teoria conspirației cu cancel culture. Anularea culturii. Există foarte mulți oameni care își neagă cultura deoarece nu le convine. Nu le convine adevărul istoric. Și o problemă. Deci dacă nu v-ați prins până acum, la masa asta s-au pus doi retrograzi, doi tocilari, doi înapoiați, practic. Da. Asta, asta e cea mai mare problemă. Că oarecum sunt din ce în ce mai mulți oameni care își uh, șterg partea culturală. E valabilă și în România? Da. Da, și în România. Sau noi o făceam înainte, fără să știi cum se cheamă? Nu, e valabilă de câțiva ani. 20-30 de ani. Mm. -hmm. Și înainte, și în perioada comunistă, au fost uh, foarte multe monumente istorice care, efectiv, au fost dărâmate sau au fost... Pentru că aminteau de alte exact, vremuri. Sau au fost schimbate de la starea lor inițială. Există la Breaza, în Prahova, un monument, monumentul celor trei regi. A, ai spus Breaza și mă gândeam mm -hmm. la alt monument. La Breaza a existat monumentul celor trei regi care a fost făcut praf de către comuniști și de către război, arăta într-o stare deplorabilă. De 2 sau 3 ani, primarul din Breaza s-a gândit să refacă monumentul ăla. Arată superb. Deci arată superb. Cine va ajunge acolo și va vedea monumentul ăla, absolut superb. Deci o inițiativă a administrației exact. locale care a fost fructificată. Exact. Pentru, Dar mine... pentru că ai pomenit de Braza totuși, dat fiindcă am discutat la un moment dat și despre un monument istoric din localitatea asta, să vedem dacă îl și găsesc în timp util, uh, mai are un monument aparent unicat în țară, este da. vorba de crucea de aici. Aici este îmbreaza de Buzău. Uh, A, ah, scuze, mele. Nu e nicio problemă, iar viile pe care le vezi de jur împrejur au aparținut înainte lui Constantin Brâncovean. Uh -huh. Lăsând asta la o parte, crucea pe care tu o vezi în imagine e cea mai mare cruce de piatră din România. Ce e mai interesant despre crucea asta, legat de crucea asta, e că tu ai simboluri creștine și simboluri musulmane pe ea. Nu e foarte uh, nu e ușor foarte vizibil. Clară, dar undeva, într-o laterală, scrie despre Allah, într-o parte scrie despre Isus. De ce? Pe o cruce. Da, pe o cruce. De ce? Mănaful ăsta, că așa se numește, crucea mănafului, manafului, a fost un negustor care a venit prin zona respectivă din Turcia să-și vândă și el produsele. Și iarna buzoiană e destul de grea. Dacă vorbim de un negustor turc, vorbim de secolul 18. Cam așa, cam așa. Și săracul, prinzându-l iarna asta, s-a și îmbolnăvit și a fost primit de un preot preotul ăsta avea o fică. Iar Manafu s-a îndrăgostit de fată. A fost primit de un preot știind, știind că este e, turc. Știind. De știind. Pentru În că regulă. noi înainte avem suflet bun. Are, <laughs> parcă Bogdan Petricii cu HD, o istorie a ospitalității la români. Da, da. Bun. Uh, primindu-l, ți-am spus, el s-a îndrăgostit de fata respectivă și a ales să renunțe la Allah și să-l îmbrățișeze pe Isus, să treacă de la uh, religia lui la creștinism. Uh, după ce a trecut iarna, a vrut să ridice această cruce pe locul unde se afla înainte casa uh, respectivului uh, preot. Undeva în zona asta erau niște case, mici case. Era un uh -huh. mic sătuc între S-a mutat vatra satului între exact. timp. Exact. Și acolo a ridicat această cruce cu semnele pe care ți le-am spus, atât semne uh, din religia uh, islamică, cât și crești, uh, din creștinism. Așadar, vorbim de perioada când deja convertit la exact. creștinism, el marchează locul care i-a schimbat viața, exact. propriu-zis. Da. Uh, cei cu stâlpii din prejur? au fost uh, au fost oarecum și de design, dar și că voiau să facă un fel de prelată Uh, pe modelul uh, otoman. Existau la un moment dat niște prelate pe niște uh, monumente ale lor, din câte am citit. Nu am eu foarte multe studii în domeniu, dar Manaf în Turca Osmană nu înseamnă chiar monument? Ba da, ba da. Uh, nu știu să zic mare lucru despre stâlpii respectiv. De ce? Pentru că o parte dintre ei au căzut. Eu unul sunt doi observă pe... că aici se mai păstrează o arcadă. Este singura care a rămas în picioare, dar uh, arcadele de aici au căzut, cele de pe spate au crezut, sunt în iarbă. Am încercat cu ajutorul colegilor mei să descifrez ce scrie acolo, e imposibil. Am încercat și cu foaie de... zic cu foaie și cu creion, nu, nu, nu se poate. Caracterele par... sunt chirilice. Sunt chirilice, exact. Este limba română? Este limba română vechi. Bun, dar e limba română. Da, da. da. Adică nu vorbim de turcă, nu... Vorbim nu vorbim de limba română. Atât pe laterale unde scrie despre aluat. Dar nu știți ce menționează inscripția? Nu, am încercat. Nu, e nu poți să descifrezi, efectiv. Și nu ați întâlnit nicăieri șterg, documentată inscripția respectivă? Din păcate, nu. Nimeni n-a nimeni încercat să... Deci e o cruce care stă în câmp de 4 metri în înălțime, de aproape 200 de ani. Exact. Pe care nimeni nu s-a Bine putem să presupunem că a documentat-o cineva și nu a, ați găsit izvorul, dar în prezent nu se cunoaște ce scrie pe da, ea. Da, nu se cunoaște. Asta e cea mai mare problemă. Au, au există alte obiective turistice împrejur? Da, mai există. Suntem aproape de Năieni, acolo, unde vorbim de Biserica dintr-o piatră, vorbim de uh, mormintele tracice. Uh, ce e cel mai interesant e că zona aceasta, în zona aceasta, acum mii de ani, a fost o mare Asta a fost fundul Marea Tetis. Da, asta a fost fundul mării. Și dacă te plimbi pe acolo, găsești o fel de fosile. Tot acolo, ți-am spus, au fost mormintele tracice, unde s-au găsit niște lucruri foarte interesante, morminte de războinici, o sabie interesantă, se găsește la Muzeul de Istorie din Buzău. Se pot vedea rămășițele pot vedea. mormintelor se acestora pot vedea. La, la fața locului? Se pot vedea, exact. Problema cea mai mare este că ele sunt pe o stâncă, iar stânca a început să se crape. Și va cădea uh -huh. în curând. Deci în următorii, să zic, 5 ani, dacă nu se intervine... Se poate interveni și la monumentele nat -ă, naturale? Le poți conserva și pe acestea? Dacă, din câte știu, e monument istoric. A intrat, are codul MEI, avizul Direcției Județene de Cultură și poți să intervii. Uh -huh. Dacă ei îți dau aviz. Dar la fel, trebuie să vii cu documentație. Deci există cadru necesar există. pentru salvarea unui există. monument. Există, dar foarte greu obții avizul. Foarte greu. Uneori, mai bine te lipsești. Se poate face intervenția chiar și de către particular cu avizul da, Ministerului? Da. Uh, există chiar un, uh, o asociație sa, uh, în Oltenia se ocupă de Cule, mai nou, salvați uh, monumentele sau nu știu exact, Ambulanța pentru Monumente, uh, care. Da, auzit de ei. Da, care chiar ei luptă să salveze Cule și tot felul de monumente istorice. Deci se poate. Există particulari Există în particulari România care se care fac... străduiesc să păstreze fondul nostru de da. monumente. Da. Și îți pot aminti, cred că, trei proiecte care fac chestia asta. Și amunanța pentru monumente, Herculane Projects, dacă ai auzit, uh, sunt cei care se ocupă de băile herculane. Așa. Din e păcate o stațiune destul de mult asemănătoare unui mausoleu în momentul de față. Da. Uh, și să știi că acolo e o echipă destul de tânără care... Chiar vrea să facă treabă. Dar la fel, se lovește de stat. Așa, mai e țara cu balauri, care documentează cetățile de prin... Destul de bine cunoscuți, dar da, nu strică să-i mai menționăm. Da, care promovează cetățile din țară. Ei s-au specializat mai mult pe cetății. Deci sunt proiecte, sunt oameni care se, se zbat, care dau din coate să salveze patrimoniul. Bun, înțeleg de deci ce aș vrea să vizitez o cetate. Să zicem că aici nu mai e nevoie să expune motivele, dar foarte mulți ar putea să spună: Păi, ce fac? Mă duc până în Buzău să văd un pietroi? Da. Da, pentru că e cea mai mare curce din țară. Asta Uite, ar fi e, o. E un lucru. Ar fi un punct de discuție. Da. Mi-ai prezentat și o poveste care o poate face atractivă, ți-a să-i puneți da, plăcuță? Da, are plăcuță. Deci eu dacă merg acum și scanez QR, aflu și da, povestea afli, negustorului afli turc, care da. a ridicat-o? Da. Cum se numea negustorul? Manaf. Nu avea un nume. Nu am găsit numele lui. Am găsit doar că îi se spunea Manaf. Eu m-am uitat un pic și am găsit un Manaf Selim. Da, e puțin... Uh, cum să zic, e puțin chinuit numele ăsta. Aha. Înțelegi? Adică nu pot să atest că într-adevăr așa l chema. Și prefer să nu prezint ceva greșit decât să știi. Sau măcar numele după botez? Nu știu. Că am da. înțeles că e Sfântul Gheorghe pe cruce. Da, e și Sfântul Intuiția te-ar duce cu gândul că l-au botezat Gheorghe. Da, sau posibil că a fost balaurul ucis de Sfântul Gheorghe și probabil e... Dar nu l-a fi botezat balaurul asta este nu <laughs> nu, probabil a făcut o, legătură, că Sfântul Gheorghe în religia noastră e destul de cunoscut. E. Na. și ai văzut că multe monumente cu iz creștine, să zic așa, au, îl au pe Sfântul Gheorghe. Păi a fost pus patronul asta. oștilor țărilor române de asta în perioada medievală. Dar totuși vorbim de, nu, vorbim de o cruci din perioada medievală târzie, asta este secolul 18 sau 19? În jumătatea secolului 18, cred că e mai degrabă. Ok. Da. Bun. Deci poți să mergi aici să vezi povestea crucii da. și poți să găsești și în împrejurimi. Sunt, deci este Năieni care e foarte aproape de zona, de zona aceasta, unde sunt, am spus, mormintele tracice, sunt mai multe obiective și acolo. Este breaza de Buzău care are anumite biserici o cramă. Deci foarte, foarte interesantă partea cu crama. Am subliniat. Și de menționat că nu este breaza de uh, Prahova. Prahova. Este breaza de Buzău. Confuzia mea, am cer scuze. Nu e absolut nicio problemă. Dar uh, sunt lucruri de, de făcut acolo chiar dacă te duci pentru o simplă cruce. Bun, dar ai menționat de mormintele tracici și mi-am adus aminte că discutam înainte să pregătim emisiunea exact de vestigiile astea din antichitate. Așa. Noi avem astăzi un între curent cu dacopatia care spune că existau niște tuneluri din Bucegi, între altele, care comunicau cu Sfinxul de la piramide, dar trecând peste aceste tuneluri pe care așteptăm întâi să le găsim ca să le demonstrăm, avem niște treburi palpabile care însă nu prea sunt așa ușor de observat. Și mă opresc pe imaginea asta glorioasă. Da, e o poveste interesantă și aici. A fost uh, o cetate foarte mare dacică aici. Uh, din păcate, așa arată în prezent. Unde ne aflăm aici? În județul Giurgiu. În Cetatea regula? se numește Argedava ce a menționat în geografia lui Ptolemeu și în inscripția din orașul Dionisopolis, din Balcic. Da. Adică între primele scrieri care fac referire la geografia Daciei. Exact. Cetatea a fost destul de bine fortificată, se găsește pe un mal de pământ, este un punct strategic. Ideea este că satul de lângă și împrejurimile toate fac parte din ansamblul ăsta al cetății. Faza e că undeva lângă cetatea asta există un cimitir și dacic. Nu, cimitir creștin din zilele noastre, unde am înțeles. e un cimitir, un cimitir activ, încă aflat în uz. Exact. Și e un cimitir activ, unde sub morminte se află tot felul de ateliere dacice. Uh, am, am încercat să salvăm cetatea asta. În momentul când am văzut o stare asta, am zis că mă duc eu și strâng toate gunoaiele de -a fost. Am văzut este impropriu spus că nu prea vezi o cetate aici. Da, pentru că a fost studiată a fost au făcut săpături, dar foarte puțin s-a făcut. În zon, doar în zona asta unde vezi platou acesta a fost. Știu că studiat. Pârvan, Vasile Pârvan a încercat să facă niște săpături, dar moartea lui prematură l-a împiedicat. Din păcate, da. Uh, da. iar cel care a pus-o pe hartă definitiv parcă a fost Radu Vulpe. Exact. Exact. Uh, ideea este că cetatea a fost studiată până la un punct, după care tot ce s-a descoperit acolo a fost astupat, vestigiile au fost luate și cetatea a rămas uh, pentru a fi conservată. Deci, precum vedeți, nu vedeți nimic. Exact. Dar ea s-ar găsi în zona asta ridicată, în zona zona movirii. asta Ridicată, exact. Ar fi fost palatul Dacic. Palatul zonă, cui? Uh, din câte am înțeles, s-ar -ar spune că ar fi fost tatăl lui Decebal aici. Decebal sau Burebista? Uh, cred, cred că Burebista. Că mai degrabă. E cred că Decebal e ceva mai sus. Exact. Mai degrabă Burebista, ai dreptate. Aici suntem că, în zona Muntei. Uh, exact. Greșeala mea. Uh, da. Deci aici în zona asta era zona palatului, după care zona aceasta de jos unde sunt gunoaiele erau atelierele. Gunoaie dacice. Și, uh, gunoaie dacice să zicem, așa. Uh, iar ea se întindea până h -h, pe kilometri. Deci era o cetate destul de mare. Vorbim de una dintre cele mai mari cetăți din zona muntenică. Exact. Noi cumva astăzi când vorbim de cetăți dacice ne cam ducem cu gândul la zona Apusenilor. Exact. Eu refuz să fac afirmațiile astea și spun și de ce, pentru că ea nu a fost încă foarte bine documentată. Nu vreau să, să dau informații greșite. Din câte am citit, da, ai, tu ai dreptate, ai foarte mare dreptate, pentru că au fost niște studii istorice, dar s-au s-au dus până la un punct și acolo s-au oprit. Și de acolo nu mai știm nimic despre ea. Deci ne lovim de alt tip de problemă aici, de problema documentării. La modul profesional, istoric și arheologic, uh -huh. a unui anumit monument. Exact. Dar s-au făcut descoperiri acolo. Da, s-au făcut descoperiri. Că deja există au... ceva palpabil, palpabil care exact. atestă existența unei astfel de așezări. Că nu ne e clar încă despre așezarea cui vorbim, este altă discuție. Exact, exact. Dar prezumtiv, dacă ai dezgropa ruinele astea, ai avea ce să vizitezi. Da, sigur, Sigur. dacă le scoate în evidență, da. Sunt zidurile cetății, sunt ateliere, cum am spus, sunt zidurile palatului, deci sunt lucruri. Motivul pe care... acoperirii cu pământ a fost? A fost. A fost. Da. Corect. Cea mai bună explicație. Noi, când am ajuns pe teren, noi am găsit foarte multe bucăți de anfore, de ceramică. Lucru pe care, cum spunea, guna e dacice, pe nu? pentru care, da, mie, Cum să zic, mi-a trezit un semn de întrebare și frustrare cum istoria noastră e călcată în picioare. Adică vorbim de, să zicem, de greci care găsesc o pietricică lângă o cetate veche de-a lor, o pun într-un muzeu și zic că pe acolo a trecut ahile. Noi nu putem să facem chestia asta pentru că noi le ținem sub pământ și sub gunoi. Și aici, ca să facem o mică departajare, poți să faci turism și cu povești. Exact. Turismul nu este exclusiv academic, Bineînțeles, că are și scopul ăsta să te informeze asupra istoriei țării, dar omul este avis și de poveste. Storytelling-ul uh, e foarte vandabil. Dacă știi să. Aș mai avea și eu ceva experiență în domeniul ăsta. Am observat. De asta spun, e foarte vandabil. Dar noi nu știm să. Nu că nu știm, refuzăm legendele și luăm lucruri istorice clare, studiate și refuzăm partea asta care ar putea atrage. Iar avem să obiceiul până. să ne cumva spălăm rufele în public? Da preferând să contestăm orice fel de încercare de popularizare, inclusiv pe criteriul ăsta că nu e științific. Exact, și e păcat. E păcat pentru că pierzi. Pierzi bani importanți. Comunitatea nu e așa bogată acolo. Dar ar putea fi dacă ai ști cum să scoți toate ruinele de aici și să le prezinți turiștilor. Crezi că ar scădea potențialul turistic dacă ai prezenta că e posibil să fi fost reședința tatălui lui Borebista? Nu, din potrivă. Adică ar fi... Deci îți păstrezi rezerva istorică, nu afirm tu cu certitudine aici a fost? Nu, nu poți. Dacă, decât dacă trăiai în vremurile alea și îl vedeai acolo. Altfel nu poți. Am văzut niște exemplare la un moment dat care păreau să vină din vremea aia, dar asta e altă discuție. Da, deci nu, nu, poți să spui nimic cu certitudine. Uh, Într-adevăr, există anumite vestigii care te trimit la o anumită personalitate, o anumită perioadă, dar nu eu nu aș putea să fac, cum să zic, să iau de bună anumite lucruri. Pot într-adevăr să prezint că acolo a fost cine a fost și că e posibil să fi fost acolo. Dar nu, nu pot să iau de, de bună treaba asta. Nu de pot. acord. Pot să prind o poveste și am înțeles corect, dacă mergi la fața locului, acum să sperăm că facem aviz turiștilor, nu amatorilor de obiecte arheologice, găsești bucăți de amfore dacice la suprafața solului, da. Deci, noi când am fost, am găsit foarte multe. Am sunat la Institutul de Arheologie, le-am spus problema, am sunat la primărie, primăria nu ne-a răspuns în momentul respectiv, dar ulterior au revenit cu poliția locală și au spus că noi am furat de pe sit și că ne vor contacta cu poliția. V-ați denunțat? De ce iure? Uh, noi am încercat să chemăm pe cineva, dar cineva competent, nu noi, să adune tot ce e acolo. Să nu călcăm pe istorie sau să lăsăm oameni să. Ce se întâmplă? Dacă vezi sunt niște urme, oamenii urcă cu ATV-ul pe acolo și se, se joacă cu ATV-ul în situl nostru arheologic. Uh -huh. Doamna de la institut a venit pe teren la două zile, distanță de la apelul pe care noi l-am făcut, și a adunat patru sau cinci saci cu ceramică din tot situl respectiv. Cu ceramică din perioada. Exact dacei. Deci Ceramica mai veche de 2000. De. Da. Iar, eu nu sunt, sunt expert în domeniu, dar am o impresie că are oarece valoare, cel puțin istorică. Destul de mare. Problema este că atunci când noi am raportat, cel cu care am discutat în momentul respectiv, de la. Cred că era poliția locală, nu mai știu exact cine s-a recomandat că e, că m-a sunat efectiv un număr care n-avea nicio legătură cu cei pe care i-am sunat anterior, știi? Și mi-au spus, dar de unde știu eu că ceramica e de 2000 de ani? Am vreo dovadă? Că Ai? poate... Nu. Dar din moment ce o găsești pe un sit arheologic, se vede că e destul de veche și vine cineva de la institut și spune, da, e. Dar doamna ți-a spus informal că e. Da. Și nu s-a luat niciun fel de măsură pentru prezervarea au, locului. Nu, pentru prezervare nu. Au fost adunate bucățile de ceramică și atât. Și au constatat că a fost ATV-ul pe acolo. Au observat că sunt găuri ale oamenilor care au venit cu detectorul de metale și subliniez că în zonele istorice nu ai voie cu detectorul de metale. E destul de bine cunoscută această practică a căutătorilor de cosoni. De exemplu, de monede de aordacice. Da iar tradiția asta cu a te urca cu ATV-ul pe siturile arheologice, e o tradiție la noi la români. De ce și în Buzău am văzut o treabă de genul ăsta. Am fost la o plantare lângă un sit arheologic, puțin mai departe, dar se vedea. Și în timp ce noi plantam cu poliția locală, cu absolut toată lumea și cu primarul, a venit unul care a trecut cu ATV-ul de puțin, Ce plantați? Copaci. A fost o plantație de plantare de copaci. Vă implicați și în activități ecologice? Da, da, da. Dar asta voiam să punctez de, de ATV. Deci n-au absolut nicio rușine să treacă și cu autoritățile pe lângă. Într-adevăr, l-au oprit Există după... Există o îngrădire a locului? Nu. Sunt foarte puține cetăți. Noi vorbim de un câmp. Da. Vorbim de un câmp la marginea unui sat. Cum Punta. se numește satul? Nu știu să -ți zic acum. Dar dacă îi dai o căutare, îl găsești imediat. Să că mi-am dar... notat eu pe undeva, dar am uitat și eu. Satul Popești, Popești. lângă Mihăilești, în da, Giurgiu. Așa, așa. da. E irrelevant pentru, pentru studiul nostru, pe, pe noi ne interesează doar cetatea, știi, de asta nu prea rețin locurile exacte. Mă exact, gândesc că ar fi doar totuși doar... relevant pentru cineva care ar vrea să meargă să viziteze de bună credință. Au fost, uh, au fost foarte mulți care s-au dus și asta legat de ce ai spus tu, că ce dovada am eu, că ale ar fi au găsit ceramică pictată de către, de către Daci. Și la fel au fotografiat, sunt dovezile pe, pe internet, deci dacă stă cineva să sape, găsești tot ce s-a luat de acolo. Așadar, o îngrădire a zonei, da. o dezgropare a rămășițelor istorice și o amenajare turistică. Da, noi am vorbit cu primarul când a fost toată situația asta și ne-a spus în felul următor: că el a încercat să îngrădească zona, dar când a vorbit la Institutul de Arheologie, nu l-au lăsat. Pe motiv că? Pe motiv că este sit activ, neexplorat total și nu că trebuie... pare foarte activ. Din imaginea de față, nu am competență să comentez eu o nici. criteriile de clasificare de la Institutul de Arheologie, dar asta nu are cum să fie -au avut nici... ceva profesionist ce, ce văd în imagine. Ideea e că, așa cum ai spus, tu a fost început de Vasile Pervan până la un punct, după care s-a fost acoperit. El probabil că arăta mai bine în zilele lui de cercetare. Dar asta e. Dar gândește-te cât de mulți bani ar putea face uh, uh, comuna respectivă, localitatea respectivă, datorită cetății este. Că vorbim iară de lucruri uh, nedemonstrate din punct de vedere istoric, dar care ar putea să aibă potențial. Tu mi-ai adus în atenție cazul ăsta, de care eu recunosc că nu știam. Putem să vedem întâi uh, pancarta de pe poarta de intrare, care ne vorbește de Mihai Viteazu, asta e, 400 și ceva de ani de nemurire. Da. Ce treabă are Mihai Viteazul? Că este evident că nu-i Mănăstirea de Alu. Corect. Este biserica, e propriu să-i zic mănăstire, de la plă, plăviceni. Conform clasificării, este mănăstire pentru că au fost readuși. Exact. Da, mie mi -e, mi e greu să spun că ar fi mănăstire. Nu corespunde să zicem imaginii... Exact, cum o vedem noi ca fiind o mănăstire. În fine, trecem peste. Ideea este că aici a venit un preot la un moment dat, a găsit curtea dezastru, biserica era căzută total, a început să sape prin zonă, a găsit tot felul de schelete, tot felul de vestigii, iar la un moment dat a dat peste un corp fără cap, fără braț sau nu știu, fără deget, nu știu, mi-a, mi explicat el mai multe. În fine, ideea este că uh, scheletul pe care l-a găsit cu mantia respectivă uh, ar duce... Deci se păstrau veșmintele. Da. Celui îngropat. Exact. A dus foarte mult cu imaginea pe care noi o știm din manualele de istorie cu Mihai Viteazu, că i s-a tăiat capul, că a fost dus nu știu unde. Bun, capul este la mănăstirea Așa, Dealu. și că acum mi-ar fi găsit trupul aici. Eu l-am întrebat pe preotul de acolo dacă are studii care să ateste că într-adevăr ar fi Mihai Viteazu. că există capul, automat poți să iei ADN și faci un studiu imediat, vezi dacă e sau nu e. Mi-a zis că au venit oameni de la nu știu ce institut, au verificat, dar încă nu are răspunsul. Acum. E o discuție care durează de cât timp? De mult timp. De 5-10 ani? Mm -hmm. Încă nu există un răspuns. Nu. Um, nu există un răspuns și nici nu cred că trage cineva să se găsească vreun răspuns. De ce? Pentru că biserica, mănăstirea, începe să atragă turiști. Și asta interesează, atrage Folosindu-se de această exact. momentan legendă. De legendă, exact. E exemplul cel mai concludent, cum poți să faci bani dacă te folosești de legende și de povești și de tot felul de lucruri pe care poți să le găsești în patrimoniul. Când spui să faci bani, te refer să-ți un Mercedes? Nu, mă refer să aduni suficient venit cât să poți să reinvestești. Exact ce a făcut preotul de aici. El s-a folosit de donațiile celor care au venit să viziteze locașul respectiv ca să refacă biserica. Turla e o turlă provizorie. Se observă din imagine. Dar gândește-te că înainte nu mai era turla, era o gaură în acoperiș și ploaie în interior. Și Prăbușită de, de vreo 100 de ani aproape? De mult. Ideea este că degrada și mai mult pictura bisericească, pictura din interior, care e superbă. Biserica asta, mănăstirea, de fapt că se observă de la zidul de incintă, totuși că era un ansamblu înainte. Eu am găsit-o ca fiind titoria lui Matei Basarab. Așa am citit și eu despre ea. Matei Basarab care domnește după Mihai Viteazul. Exact, dar uh, se spune că acolo ar mai fi fost ceva, o structură de lemn Acum nu știu, nu pot să... Vechea situație exact. a ctitoririi peste mai vechi ctitoriri. Da. Poate să fie sustenabil istoric. Noi mergem pe faptele pe care... Mă rog, le avem și sunt, să zicem oarecum, certe, dar nu pot să... Ca să mai lămurim o dată, principalul, scop al activității voastre este, este promovarea promovăm, turismului. Exact. Nu sunteți o societate de documentare exact, academică. Exact, dar totuși avem și tineri uh, care sunt din zona asta a istoriei și ne mai ajută ei cu documentarea câteodată, ne mai oferă informații, dar uh, noi nu avem la bază studii istorice. Noi, adică eu și colegii mei care suntem în, în echipa, asocia Asociația Călători în România, da, da. nu include un specialist în istorie. Exact, dar dialogăm cu istorici. Am înțeles. Dialogați în măsura în care vi se oferă vouă, materialul necesar sau și aprofundați la un dat, chestiuni neexplorate. Nu mergem foarte departe. Adică vrem să ne folosim de ceva ce există, iar dacă oamenii ar intra, de exemplu ar veni un turist și ar vrea să vadă dacă într-adevăr ce punem noi pe plăcuță chiar a fost studiat și chiar avem o bază, să și găsească. Adică dacă stă să sape, să găsească informațiile alea. De acord. De? Pentru că după aia dacă noi venim cu ceva uh, diferit de ce e prezentat, atunci ar putea să ridice un semn de întrebare atunci eu o să spună, ok, bun, dar voi sunteți istorici? Nu. Păi și cum ați putut să faceți toată asta? O discuție foarte des întâlnită da. legată de o concepție pe cu care eu nu sunt de acord, că au voie să vorbească numai cei care au studii în domeniu. Nu sunt de acord cu ea, pentru că unii au talentul vorbirii, alții au darul cercetării și ar fi mult mai indicat să există o colaborare exact. între oamenii ăștia dar nu, nu s-a ajuns la un numitor comun, hai să spunem așa. În regulă. Să discutăm cazul concret. Deci aici se presupune că există mormântul unde este îngropat, mai este încă acolo, nu? Da. Trupul lui Mihai Viteazu. Exact. Cel recuperat la un dat de un slujitor apropiat, dacă am găsit eu corectă informația, prima actitoria a fi fost chiar a doamnei Stanca, a soției lui. Așa, așa reiese și din studiu făcut de preot, că și el ar fi documentat, ar fi săpat puțin și asta ar fi găsit. Bun, dar încă nu are o atestare oficială. Nu. nu. Ți se pare greșit ce face părintele de aici? Uh, nu. Și spun de ce. Pentru că noi de ceva timp în țară tindem să construim lăcașuri, lăcașe de cult noi. Dar tindem să le neglijăm pe cele vechi. El ce a făcut aici a fost să se folosească de bază și să construiască pe bază, dar având un studiu de arhitectură care, mă rog, să-l ajute în a, construi, a reconstrui biserica așa cum arăta. Înțelegi cândva? El deci ce face? Ceea ce întreprinde părintele nu este de capul lui. Nu. Ci urmează niște planuri. Exact, are studii aprofundate pe partea sa de arhitectură au venit voluntari aici pentru prima oară am găsit oameni care au venit să lucreze pro bono pentru toată treaba prin asta. intermediul bisericii prin, nu prin intermediul pasiunilor. efectiv au fost atrași de cine au fost chemați nu au fost chemați de nimeni au văzut au citit pe undeva că există o biserică că s-ar fi găsit trupul lui Mihai Viteazul și atunci au venit să să vadă și ei având studii de arhitectură la bază au zis ok bun te ajut să faci lăcașul ăsta din nou să-l refaci a fost pro bono. Trebuia să ajungem în punctul ăsta de discuție ca să menționez faptul că unul dintre câștigurile pe care le reprezintă asociația ta este faptul că poate să trezească interesul unor oameni pasionați? Eu sper să nu. Eu sper că oamenii se trezesc. Au început să se trezească de ceva timp. Suntem puțini cei drept. Suntem puțini, bine, puțini de ce? Raportându-ne la toată populația României. Din punctul meu de vedere, cred că ar trebui să ne cam trezim toți până când nu pierdem tot ce avem, tot ce mai avem. Uh, patrimoniul din România dispare în fiecare zi. Uh, ok, ai o listă, un catalog LMI unde vezi toate monumentele istorice, dar dacă te duci în teren, nu le mai găsești pe multe. Pentru că nu sunt actualizate, nimeni nu stă să le verifice și asta e păcat. Ce face preotul aici uh, e foarte interesant pentru că el vrea și cred că o să reușească la un moment dat, sper să-l țină Dumnezeu sănătos, să refacă tot ansamblul ăsta. Voi promovați acțiunea acestui părinte, de exemplu? Da, am promovat-o. Am promovat-o și nu numai noi, au fost mai mulți care au promovat și au venit în contact cu noi și împreună am reușit să-l să promovăm. Și s-au lansat apeluri către da, voluntari? Da, da, da. S-au lansat. Iar și voi mai faceți lucrul ăsta? Bineînțeles. Și nu unde, cazul... unde vă pot găsi cei care sunt dorni să participe la o asemenea campanie? Sunt două modalități. O dată pe pagina de Facebook, călător prin România, și o dată pe site-ul nostru, travelerinromania.com. Așadar, dacă activați într-un domeniu în care ați putea să aduceți un plus... Monumentelor istorice din cuprinsul țării noastre, puteți să luați legătura inclusiv cu Asociația călători prin România, fie prin pagina de Facebook, fie prin site-ul de internet, și în felul acesta să vă angajați într-o campanie voluntară și să ajutați la salvarea măcar a unei părți din patrimoniul nostru istoric. Asta a fost o campanie nepublicitară. Da. Bun. Am mai vorbit de un loc unde, tot așa, un preot s-a implicat în restaurarea lui biserii, se vede că am schimbat un pic peisajul, ne-am dus mai la munte. Mai la munte, dar ne-am întors în județul Buzău, în uh, Stănila, este un uh, sat fantomă, aș putea spune, din, uh, din Buzău, unul din foarte multele sate din Buzău. Începem să colecționăm sate fantomă. Din păcate. Uh, ideea este că atunci când noi am început documentarea satului, stai întâi să explicăm totuși tuturor sigur, ce înseamnă un sat fantomă. Un sat fantomă înseamnă un sat părăsit sau aproape părăsit care mai are puțin peste și cade cinci oameni. Mai da. sunt cinci oameni în comună? În sat, pardon? Cam așa, 5-6 oameni. Uh -huh. Și restul satului arată cam așa. Da. Deci aici avem o casă. Nu, asta e școala. A, asta, este asta este exteriorul școală, școlii exterior, școli, și asta interior. este interiorul, da. cu băncile încă acolo. Da. Uh, satul uh, parcă a încremenit în timp. Când oamenii au plecat, au lăsat totul acolo. Problema este că foarte multe case s-au dărâmat. Aia vreau să spun că pare că se dezmorțește da, ușor, 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 dar ușor, se dezmorțește ușor. spre sol. Da, ușor, ușor, da. Uh, așa cum ți-am spus, au mai rămas undeva la 3, 4, 5 gospodării, care și ele arată greu încercate. Locuitorii gospodăriilor ăstora au în medie câți ani? Sunt în vârstă, 60-70 de ani. Biserica a fost refăcută de un preot, pentru că și arăta foarte, foarte încercată de viață. Eu când am început să documentez satul, am găsit o poză cu locuitorii din sat și cu preotul exact pe prispa aici s-au adunat era undeva poza veche, o presupun. poză foarte veche da era undeva la 100 150 de persoane care stăteau și s-au fotografiat toți acolo știi? și ce mi s-a părut mie cel mai trist e că toți oamenii ăia pe care tu îi vezi acolo în poza aia sunt de fapt acum în jur de jur împrejurul bisericii Ai, mai vezi și acum dar sunt un pic da, mai jos da. se și... pot vedea de altfel niște cruci în partea dreaptă -a. Da. A, nu și în stânga se văd și în stânga înconjoară biserica. biserică ce e cel mai trist este că peste un anumit număr de ani Va dispărea tot satul. Ăsta. Ușor ușor natura îl va lua înapoi, și nu o să mai vedem nici crucile, nu o să mai știm probabil că există satul ăsta. Noi l-am marcat. Noi am încercat, am discutat cu autoritățile locale să transformăm satul ăsta într-un sat de vacanță. Efectiv, să caute urmașii, să vedem dacă vor să uh, refacă respectivele case din sat și să efectiv să le închirieze turiștilor care vin. E o oază de liniște Și când documentarea pe care am făcut-o înainte să avem întâlnirea de astă seară, am găsit un grup de Facebook, copiii satului Stănila. Da. L-ați întâlnit și voi. La da, am, am văzut. Sunt urmași și celor care au trăit în satul acesta. Din păcate nu toți. Dar, într-adevăr, o, o parte din ei. Noi asta am încercat să facem. Uh, autoritățile de acolo au spus ba că e greu accesibil, ba că n-au utilități, ba că există multe scuze. De este că se pot face lucruri acolo. Și poți să reînvii satul ăsta și poți să aduci oameni de la oraș care vor să investească acolo. Eu tot mă pregăteam să spun că asta nu e o discuție de revigurarea demografiei României, dar uite că există o soluție uh, din punctul de vedere al turismului. Turism, exact. Deci putem și să dezvoltăm un turism al satelor fantomă de da, pe teritoriul țării noastre? Da, să transform satele fantomă în sate de vacanță. Gândește-te ce frumos ar fi să te plimbi pe ulițele satului ăstuia, care acum sunt dezastru. Uh, toamna, când uh, tot peisajul e cu frunze pe jos frumos, îți dai seama ce frumos ar fi și liniștea. Dar bine, să te plimbi prin locuri care arată așa? Bine. Aici e o uliță. Adică știu față. că există și un curent care. Uh, cumva faci, bă, agrează zona asta de gotic. o să fiu delicat în exprimare. Da, nu. Eu am spus că înainte să te plimbi, trebuie să-l refaci. Trebuie să-l transformi în sat de vacanță. După aia te plimbi. Așadar, vii și restaurezi clădirile. Da, restaurezi clădirile. Crezi o, o structură de, de drumuri. Exact. Și după aia. Utilități. E un proiect ceva mai dificil. E un proiect amplu, dar gândește-te la uh, ce obții după investiția asta? 1. Uh, populezi o zonă, repopulezi o zonă, 2. la mână, vorbim de turism. Aduși turiști acolo, turiști care vor cheltui bani, turiști care uh, ai călor bani vor fi reinvestiți ca să poți să dezvolți zona și mai bine, gândește-te cât, cât de mult potențial are. Pentru că tu acolo ești înconjurat cum am spus, de natură, acolo e liniște. Uh, bucureștenii, și nu numai cei de la oraș vor să plece în zonele astea să se liniștească în weekenduri. Gândește-te cât de bine ar fi pentru ei să stea într-un sat din asta, dar refăcut. Cât faci din București până în satul ăsta? Două ore, două ore și un pic. Ah, deci dacă te poți înghesui pe Valea Prahovei? Da. Poți să virezi un pic mai la dreapta și da. să te duci în zona asta. Uh, și nu numai în zona asta. Sunt foarte multe zone. Dar da, într-adevăr, poți să te duci liniștit aici și să stai, să te relaxezi, să-ți încași bateriile pentru o nouă săptămână. Mm -hmm. Hai să zicem că vrei să mergi mai mult și să gândim uh, potențialul unei zone care, spre deosebire de stânila încă este activă. Mă bucur foarte mult că ai adus în discuție treaba asta. Păstrăm și eu ce mai buni pentru mai la cap, așa. Da, da, da. Vorbim de un sat din Cara Severin, de fapt o localitate, Gârnic. Este o grupare de sate cu uh, populație cehă. Sunt cehi. Marea populație cehă din România. Da. Hai de spus. unde mai exact? Suntem în zona Banatului. Cara Severin, Moldova Nouă, în zona aia, până Moldova Nouă. În partea de sud. Nu vreau să intru în delimitări geografice, din câte exact. știu, la limită între Bana și Oltenia. Pa acolo. Bun. Exact. Pe acolo. Ideea este că, la fel, foarte mult potențial în zona asta, dar ei l-au conservat. -au... Ei vorbim de minoritatea ei vorbim cehă. De minoritatea cehă. Da? Deci noi avem cehi în România, avem la ora actuală. În România, da? da. Ăștia n-au plecat. Nu. Au plecat o parte din ei, dar au rămas. Au mai și rămas. N-au plecat toți. Și au rămas pe poziții, au conștientizat că ei o să îmbătrânească și o să moară în zona în care sunt, că sunt de locul lui, și au început să reconstruiască. Sunt cei veniți din ce perioadă? Presupun că din perioada Imperiului Austriac. Cred că de atunci. Cred. Pentru că de atunci datează colonizările ultime, au fost altele mai vechi. Da. Deci din perioada aia. Undeva pe acolo. Am înțeles. Oameni care și-au păstrat limba? Oameni care și-au păstrat limba, dar știu și limba română. Mai uh, mai greu vorbesc, dar vorbesc. Adică, dacă te duci și intri în discuții cu ei, da, discută cu tine. Nu se ferez niciodată să vorbească în limba română. Într-adevăr, mai scâncesc cuvintele, dar asta e. Și-au păstrat tradițiile? Și-au păstrat tradițiile. Chiar în sat la ei au făcut acum un fel de muzeu etnografic, se numește Dum, Casa Cehească, da. unde au adunat obiecte de patrimoniu din sat și le amenajează un fel de muzeu acolo, unde turistul vine și. Moara asta face parte din muzeu? Acolo sunt undeva la 10 mori. Au fost recondiționate de către o asociație din zona respectivă uh, și ele încă funcționează. Deci ei încă se folosesc de murile astea. Nu sunt strict cu scop muzeal. Nu, încă au scop practic. Le, le, te, le poți și vizita, dar ele au scop practic, da? Noi când am, când am ajuns în zona respectivă și am deschis mora asta, ei mai aveau acolo zifăină. Acum nu o să-mi spui că și minunea asta încă funcționează. Uh, nu mai funcționează asta. Uh, să lămurim întâi ce e. E o mașină de făcut baloți. Aha. Uh, prima oară când am văzut, eu am zis că e un fel de tank. E, n-am mai văzut Există niciodată o expresie mai veche în uh, limba română că ești cât o batoză. Da. Uh, am fost plăcut surprins să văd... Uh, treaba asta nu mai văzut niciodată, chiar l-am întrebat pe respectivul și mi-a zis, e o mașină de făcut baloți. Zic, wow, ce chestie. Și băga efectiv paiele pe undeva și le șau până în cap de acolo. Se întâmplă și astăzi practica asta. Eu vorbesc ca unul care a văzut cum se face agricultura, doar că sunt ceva mai mici și acum sunt mobile. Exact. Adică... Nu, eu vorbesc strict de asta. Aceasta am... este o mașină care stătea în poziție fixă. Da. Se aduceau paiele aici și se făceau baloți. Exact. Și spui că nu mai e funcțională. Nu mai e funcțională, va fi partea muzeului. Huh. Cred că este prima oară în viața mea când văd o batoză veche de felul acesta. Da. Și face parte din acest muzeu organizat da. în sat. Da. În regulă. Dar presupunem că bun. am venit și am vizitat muzeul. O să-mi ia două, trei ore. Uh -huh. Ce aș mai putea să fac în zonă? Sunt lucruri foarte interesante în zonă. Sunt două cascade. Moldovița și Burăul Mare. Asta e Burăul Mare. Moldovița e surioara al bigărului de Bigger. Uh -huh. Noi aici, când am fost, ăsta e Burou Mare. Când am fost, am fost undeva în vară. Era totul aproape secat. Dar ghida noastră, doamna de la Centrul Național de acolo, ne-a spus că în momentul când plouă, se vede foarte frumos aici. Și era o legendă cum spunea că aici se strângeau strigoi. Da, ne-a zis dânsa. Că se strângeau strigoi în zona asta și... Pentru cine-i doritor, există niște documentare pe YouTube vis a -vis de obiceiurile, tradițiile locale legate de strigoi și moroi, care aparent sunt foarte vii în da. zona Banatului. Da, da, da. Și la fel, dacă te duceai acolo, nu aveai de unde să știi. Nu exista nicio plancardă care cu istoria sau cu legenda respectivă nu era nimic. Și acum sunt. Puse da, de voi? Puse de noi. Într-adevăr, una dintre ele a fost ruptă, între timp a fost înlocuită. Vă mai loviți de asemenea probleme de vandalism? Da, ne lovim, sunt furate, sunt rupte, sunt măzgălite. Avem tot, tot acum, tot setul. Am înțeles, deci aceiași oameni care scriu Maritica plus Gigi egal Love, unor când da. se mai plictise, se mai ocupă și cu ruperea plăcuțelor. Da, faza e că unele dintre plăcuțele astea sunt montate pe niște stâlpișori, cum ai văzut la soldatul respectiv. Vin cu flexul. A, că le-ai oferit și un pic de material da, de construcție. Da, fiind cu flexul, taie și pleacă. Sau pur și simplu îndoaie fierul respectiv și îl lasă așa. De ce nu? Da, și trebuie să te duci iar... Îmi vin niște expresii în cap, dar nu sunt, de dat pe... nu sunt de dat pe post. Da. Te duci în zona respectivă, înlocuiești și asta e, mergi mai departe. De asta și am mers pe costuri reduse, că spuneam la început. A, să... deci unul dintre motivele costurilor reduse este că și... astfel poți să înlocuiești. Da ca să poți să înlocuiești rapid, pentru că tu ai nevoie să înlocuiești orice rapid. Dacă ai pierdut o zonă, automat omul care ajunge la respectivul obiectiv nu mai știe istoria. Și ai pierdut. Foarte de acord. Bun, în cazul satului ăsta, cel puțin, în schimb, cine e dispus să facă un drum de o zi, aproximativ să zicem, adică ăsta e un sat unde nu mergi în weekend, să spunem, exact. mergi într-o mică vacanță. Totuși aici găsești locuitori care îți pot povesti. Îți pot povesti, dar... Găsești un muzeu deja organizat? Probabil că l a organizat de când am fost noi. Așadar și cu un ghid specializat care îți poate face istoricul de și exact, prezentările? Exact, poți, dar îți dai seama că nu poți să-l iei. Dacă vin 100 de turiști și nu vin toți odată și vin pe bucățele în zile diferite, e foarte greu să poți să ții omul la ocupat non-stop. Nu e ghid acolo, e pur și simplu un sătean care se ocupă de respectiva casă. cum poți să organizezi o asemenea vizită? Pur și simplu, există la Centrul Național de Informare și Promovare Turistică de acolo, există numere de telefon și efectiv poți să discuți cu ei. Deci dacă cineva e dornic să viziteze satul Gârnic? Gârnic. E, lo e localitate. Sunt mai multe, sunt mai multe Merge acolo, pe dar... site-ul Institutului pentru... Centrul Național de Informare și Promovare Turistică, CNIPT. Caută satul Gârnic acolo da, și, găsesc și conecte. va obține contacte e, ca să-și poată planifica o vizită exact. cu cazarea în zonă. Cum te descurci? Tot așa la bă, localnici? Da, sau? La localnici. Din păcate, da. Că citisem adică... că prin zona Moldova Nouă, de un exemplu, bineînțeles, a apărut primul complex hotelier la Custru, din România. Exact, dar nu e chiar în Moldova Nouă, e până în Moldova Nouă, e un lucru foarte interesant ce-au făcut acolo, dar e nu stop ocupat. Noi am încercat să ne cazăm acolo. Asta e un lucru bun. E un lucru extraordinar. Dar nu, dar totodată da, e un Abia aștept să se dezvolte ca să putem E să o bună să... informație turistică faptul că trebuie să te programezi da, din timp da, ca te să te găsești loc timp. acolo. Dar te simți ca în Thailanda. Deci ca să ca să ți dai seama sunt niște căsuțe pe apă. E super. Te chiar? simți ca în Thailanda? pe Dunăre. Pe Dunăre, da. Ok. Nu facem Asta vis publicitate vis -vis de turism de calitate, o... că poți să faci și turism de calitate. inițiativelor private, dar e ușor de găsit primul, nu știu dacă e și singur în momentul de față, dar cu siguranță primul complex la costru din România într-o zonă care arată cam așa. Cam așa, da. Iar despre asta mi-ai spus tu lucrul ăsta, mintea mea deja s-au aprins mai multe beculețe. Da, uh, foarte accurate, nu e istoric vorbind, dar e un punct care să atragă turiștii. Ăsta e un ostrov. Uh, adică ostrov. o mică limbă de pământ în mijlocul apei. Exact te duci cu barca acolo și găsești o movilă de pământ. Legenda spune că în interiorul movilei de pământ se află trupul lui Atila Hunu. Practic, el ar fi murit pe undeva în zona Tipul asta, ăla supranumit biciul Dumnezeu, da, care s-a bătut cu Imperiul Roman. Și a, pus, a bătut rău de tot. A și, a fost, a și luat bătaie. A fi și la bătaie, a și, a și bătaie. Dar dacă nu era asasinat probabil că ajungea până la zidurile. E Rome, ușor. până la zidul Constantinopolului a ajuns cu siguranță. Da, da. La Roma e o legendă că l-a oprit Papa Leo în cel mare care l-a rugat așa să facă drum întors și apare și în cântecul Nibelungilor, personajul fiind la un moment dat tot așa bătrân în cântecul Nibelungilor și murind parcă și pe acolo. Da, da. Uh, ideea este că, după ce a murit, l-au pus pe pământ, ostașii și lui, și cu caschetele au adunat pământ din, din împrejurim și au făcut mormanul respectiv de pământ, tumultul respectiv de pământ. Uh -huh. E o legendă. Și exista și o legendă că e păzit de niște cai? Uh, da, este o zonă cu uf, o populație destul de mare de cai. Vorbim de o zonă similară cu cea de la Letea, cu cai sălbatici? Da, eu voiam să nu mă rog, spun cai asta. De asta, pentru că la Letea în momentul de față, uh, nu știu dacă localnici sau o firmă privată adună cai respectiv de acolo și mă rog, e o discuție. Adună ceea ce dă uh, unicitate zonei? Da, da. Destruc zona. Și există o campanie e, Și în de, de ce n-ai fi vrut să spui lucrul ăsta? Pentru că nu vreau să vină și aici. <laughs> A, asta... tu, a, tu, n-ai vrut să spui de cai da, de -am aici? Da, n-am vrut să zic de cai de aici. Deci ai o mică problemă cu promovarea patrimoniului turistic din România, că faci aviz amatorilor de jafuri? Da, Pentru... asta e partea rea a promovării. Nu poți să promovezi, știi, pe jumătăți de măsură. Trebuie să promovezi totul sau nimic. Asta e o problemă. De ce? Pentru că, uite, cum am văzut cetățile dacice. Dacă eu îți spun pe o hartă toate cetățile dacice, tu, căutător, te comori, te duci acolo și începi Perfect, și... Perfect, prietene. Da, uite, uite ce idee bună. Mulțumim. Ne-am dus, am dat cu detectorul, am găsit, am furat patrimoniul, l-am dus la vânzare. Și sunt cazuri pe internet, pe ocazii, care vând tot felul de vestigii arheologice. Nimeni. În spațiul online se găsesc obiecte istorice. Da care sunt oferite spre vânzare, da. n-ar suna atât de greu ca autoritatea competentă să ia legătura cu acești vânzători. Au nu? făcut chestia asta. Au făcut deja, au făcut o razie și tot continuă. N-au absolut nicio rușine, n-au nicio preliște, n-au nimic. Îi prinzi odată, îi amendezi, după aia începe iar. Și tot așa. Patrimoniul tău dispare. Și hmm. nu e numai cazul monedelor romane sau ce mai găsesc ei. Sunt obiecte ca lumea, deci vorbim de un lacrimarium, vorbim de, vor, vorbim de o grămadă de lucruri. Cel mai probabil e în afara razei tale de activitate, dar da. ai vreo idee cum se poate anula o asemenea practică? Cum, ne, cum putem să ne păzim patrimoniul turistic? că Ajungem în, într-un paradox. Adică fac publicitate, făcând publicitate ceva, ajuns dis a, 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 unui anumit obiectiv, ajuns da, să-l distrugi. ajuns să-l distrugi. Eu m-am gândit la un moment, dat, deși e foarte greu, să sap efectiv, să iei țara la săpat. Să sapi, găsești vestigiile, le-ai pus deoparte și mergi mai departe. Și sapi toată țara, din centimetru în centimetru. Pentru vestigii e o soluție, dar ca ei lor ce le faci? Ca ei lor n-ai ce să le faci. Decât să pui camere de lua vederi peste tot... Cu rază de acțiune, cu infraroșu, cu tot felul, și în momentul când a intrat om în spațiul respectiv, l-ai. Deci lasa. vorbim de fapt de un lanț al slăbiciunilor. Nu promovăm și dacă promovăm. Era nasol că promovăm. Iar uh, cazul Letea e, e cunoscut. Uh, chiar uh, astăzi, înainte să vin la tine, am văzut o poză cum erau încărcați cai într-o furgonetă. Deci, efectiv, erau un, un șir de cai care erau băcați în furgoneta aia. Nimeni nu vede. Nimeni Bine, nu apare în cineva vede, că vede, altfel da, n-ai fi văzut nici tu. Ce se întâmplă? Ai făcut o poză, ai pus-o pe Ce ai făcut? Nu, cinsteție că ai pus poza aia pe net Nu am pus-o eu, știi? Sau cinste cu ea a pus-o. Da. Problema e mai departe. Asta e, trebuie să rezolvi problemele astea mici ca să poți să faci. Bine, mici. Nu sunt mici, sunt mari. Dacă să poți să promovezi ca lumea trebuie să rezolvi probleme. Nu tot, ar fi totuși o soluție tocmai să continui să promovezi patrimoniul turistic până când devenim majoritatea conștienți de valoarea lui și începem să avem reacții mai aplicate. Da, da, durează. Pentru că tu cu promovarea te miști puțin mai greu decât se mișcă hoții. Hoții se mișcă mai repede decât tine. Deci tu promovezi, dar uite, ca să ajungă... Uite, în sfârșit, un model de eficiență. Da, dar ca să ajungă, uite, de exemplu, un anumit loc, un Instagram spot sau un punct de atracție ca lumea care să fie vizitat de o grămadă de oameni, e de ajuns să, să pleci o poză pe internet, să o găsească unul care e într-un grup de căutători de comori și automat îl dă mai departe și după aia se duc toți. Există și detecționiști care sunt autorizați și cinste lor care se duc efectiv și sapă în afara zonelor, de, uh, zonelor istorice și scot patrimoniul la suprafață și îl promovează cinste lor. Dar foarte mulți care fac ce fac. Și cum rezolvi? Asta e problema. Cum rezolvi și cui să te plângi? Pentru că îți dispare patrimoniul. Acum tehnica asta trebuia să te întreb eu pe tine. Da. Tu ai întrebat-o retoric, <laughs> nu, presupun. că eu mă întreb non-stop chestia asta. Pentru că asta e o problemă la care eu caut rezolvare. Și Cu siguranță rezolvarea este în mâna autorităților, în cazul da. ăsta. Și adică, dacă de promovare te poți, să pot ocupa și privați, de pază propriu-zisă. Da, pentru că nu poți să-i dai omului în cap. Nu poți. Poți, stai... dar după aia se întâmplă niște consecințe da, legale. Nu, nu poți, asta e ideea. Și nu e ok să stai paznic la oi. Bine, și oile fiind patrimoniu. Nu poți, adică e pe aiurea, într-o țară în care noi ne numim civilizați, ne considerăm civilizați. Nu poți. Poate că, adică mă gândesc, cei care caută asemenea obiecte de patrimoniu, caută pentru că există și o piață pentru ele. Evident. Evident, există o piață destul de bine dezvoltată, e o piață și în afară. Îți recunosc că și eu m-am uitat, am fost interesat să văd exact ce se vinde acolo. Fibule, monede romane, tot și crezi că poți cai, să Cai, aparent. Ca? Bine, la cai nu m-am uitat. nu m-am uitat la cai. Dar îți dai seama că găsești și cai. Îți spune că l-a crescut în gospodărie. O fi că, că să dăm un telefon LED. pe la Sibiu? Nu știu. <laughs> Sper să nu. Dar am impresia că și acolo se duc. Nu știi. Pentru că nimeni nu stă în fundul mașinii ca să vezi unde, efectiv unde se duc. Că sunt ori duși la abator, ori sunt vânduți ca și cum ei crește în curte. Da, e o problemă. Te-ai gândit că dacă ar exista o conștiință mai pronunțată a patrimoniului istoric, bun, dacă nu reușești să scapi de acești turiști mai aplicați, măcar ai reușit să limitezi piața. Da, m-am gândit că, zic, crescând gradul ăsta de awareness, de conștientizare, automat patrimoniul se va apăra de la sine. În sensul că vor fi foarte mulți oameni care dacă văd o cărămidă dată mai așa, automat vor face dezastru. Vor anunța peste tot, vor sări, vor... Să lămurim uh, să facă dezastru. Dezastru în sensul că vor apela peste tot. Vor săpa, uh, vor da pietrele la o parte, vor face absolut tot ce este necesar să blocheze intervențiile pe patrimoniu. S-a întâmplat și chestia asta, dar s-a întâmplat și reversul medaliei. Să fie pur și simplu să treacă pe lângă, să se uite și să Încă zică, nu, ne-am, ah, nu ne-am obișnuit să avem reacție. Da. Uite casa lui Crenc. A fost refăcută de curând. Sau Vorbim de cumulești. Da, e în proces de refacere. Au făcut-o cu zi, cu scârțitoare din aia. Au placat-o cu, deci, bun, cu, poliester. Extern, cu poliester. Exact, poliester. ai pierdut esența locului. Ce poți să-i faci rola dacă are aviz de la Direcția Județean de Cultură? Asta este altă formă de vandalizare, bine intenționați da. fără pregătire. Da, deci sunt. era sunt o snobă clasică cu Nicolae Iorga, care a mers prin Arge și la un moment dat la o biserică veche de cel puțin 500 de ani, observând că, mă rog, cel care era responsabil acolo, te încui să proaspăt pereții cu pictură de 500 de ani și spunându-i că dacă mai aveam păr în cap, mi-l smulgeam acum. Da. Dar sunt puțini deci care... ai un patrimoniu nepromovat, aflat da. pe de-o parte în pericol de degradare, aflat și sub amenințarea hoților și mai să găsești acum și pericolul inițiativei bune ca intenție, dar foarte rău aplicate. Da. Bun, asta e stăm de... minunat. Da, pe asta lucrezi, pe asta ai și trebuie să, să faci ceva. Că dacă nu faci, nu o să mai ai ce să mai faci tu. Așadar, pe lângă promovarea propriu-zisă, ai nevoie să crești conștiința publică exact. și, totodată, să crezi un soi de rețea care să funcționeze în sensul de raportarea către cine este avizat să restaureze un asemenea exact. monument. Exact. Dar oamenii care sunt avizați și care își cunosc bine meseria au cam plecat. Asta e păcat. Uite, de exemplu, la culele respective, acoperișul e făcut din anumite materiale care sunt făcute de mână omului, nu sunt făcute de mașinării. Oamenii aceia sunt extrem de puțini. Au mai rămas extrem de puțini. Cum mai repartu tu cu la aia la, adevăratul, la adevărata valoare? Dar o -adevăr... soluție ar fi, dacă există inițiativă, să aduci specialiști din afară. Până la urmă, n-ar fi o tragedie. au găsit specialiști la noi, dar sunt foarte puțini. Au și spus și ei că sunt extrem de puțini care au mai rămas. Iar să-i aduci din afară, nimeni nu-ți vine proponul. Și nimeni nu-ți donează efectiv o sumă de bani ca tu să aduni și să te duci să-l chem pe la țara noastră să facă toată treaba asta nu există nimic profitabil da. să donezi sume de bani pentru prezervarea patrimoniului național. Da. Au fost, uite, îți dau exemplu. Exact nu i-a trecut nimeni prin cap că ar fi o, totuși o mișcare de imagine bună? Nu. Nu le pas. A fost o, o discuție la un moment dat cu cineva din sfera politică, nu o să dau nume, care mi-a zis direct, verde în față, mie ce-mi e Și nimic. Pe cum? Toată lumea trebuie să mănânce. Pii, ok, tu îți salariul tău, vezi tu ce faci, dar hai ajută-mă să fac asta. Nu. Ce mi Ok. Nimic. Eu nu-ți dau niciun Am mai bară, spus eu și în altă asta. discuție că în continuare și la corupție avem mentalitate limitată. Da. Nu, nu știm să, nu știm să lucrăm împreună. Asta, asta e cea mai mare problemă noastră. Nu știm să lucrăm împreună și nu vrem să lucrăm împreună, nu că nu știm. Că înveți. Nevoia te învață. Dar să vrei ar fi fost cazul să învățăm. Dacă nevoia te învață, de nevoie n-am prea dus lipsă. Mă, la un moment dat, când o să se strângă lanțul și o să simțim durere... Era și o treabă sociologică, că românul percepe în grija lui doar spațiu personal, spațiu public, pentru că e al publicului, da. nu prezintă nicio formă de interes. Exact. Și noi nu ne uităm, nu vrem să ne uităm la prezent și să ducem mai departe ce am avut din trecut în viitor generațiile care vor veni de acum încolo nu vor mai ști nimic despre țara asta. Sau vor ști ceea ce se dorește să se știe. Adică foarte puțin, din multe domenii și deloc constant, fără o bază ca lume. Adică, practic, cultura se va duce ușor-ușor. Da, se fie. vorbim de o tabula rasa, propriu zis. Exact. Chiar și HD-ul zicea la un moment dat că noi suntem un neam care e extrem de ocupat de trecut și foarte puțin de, de viitor. Și totuși, pentru că a rămas că vorbim și de aspectele pozitive. Exact. În cadrul întâlnirii de astăzi, mi-ai vorbit de un particular da. care ține în curte la el ceva obiective -ă, turistice. Ceva obiective turistice și foarte interesante. Este Unde ne aflăm acum? La Corbi de Piatră, Județul Argeș. Unde există celebrele biserici rupestre, exact. biserici săpate în piatră. Exact. Vizitabile? Vizitabile, exact. Ideea este că toată lumea se duce la bisericile respective. Dar nimeni n-a dat de jur împrejur să vadă stânca respectivă, cu ce se mănâncă, ce are, ce ascunde. Până la stâncă vorbim de o casă locuită asta. în continuare, deși se vede clar că are peste 100 de ani vechime. Dacă înconjori stânca, ajungi la casa asta. În curtea asta. Domnului se găsește asta, nu? Mhm. Uh -huh. Asta fiind o stâncă, acum recunosc că imaginea nu e cea mai clară posibil, așa că o să te rog să-i ajuți pe cei care da. o privesc. Omul spune că pe lângă faptul că are singura gospodărie din România unde are o cascadă în curte, omul pretinde, nu, ca să vezi dotări. Da, omul pretinde că are o fosilă de uriaș prinsă de peretele cascadei respective. Ei, hai că dacă la capul lui Mihai, la trupul lui Mihai Viteazu mă lăsam convins cu fosilă de uriaș și recunosc că mă nedumerești puțin. Da, nu am poze de la Mihai Viteazu, dar am poze de la, de la acest uriaș. Mi l-a arătat și mie. Pot să spun că mi-a trezit oarecum și suspiciun, dar și un mare sunt întrebare. Zic, băi, dar chiar arată ca un uriaș. De exemplu, aici avem talpa piciorului, aici avem piciorul, da? aici e bazinul undeva, aici este corpul și capul omului respectiv a zis că a căzut de acolo, pentru că mai era o mică bucată prinsă. Bucata, și a pierdut capul. Nu, bucata este jos, în partea de jos la baza stâncii respective. Este că acolo sunt găurile, pe bucata respectivă de rocă există niște găurele care arată ca niște găuri de ochi, știi, de, de craniu. La fel, nu poți să dovedești că ăsta ar fi un uriaș, deși au existat specialiști care au venit și au săpat puțin în, în respectivul os. Uite că se vede chiar aici că au săpat. Uh, și au luat... E dovedit faptul că e vorbind un os? Nu. Am zis eu respectivul os, dar nu e. Nu să se nu inducem. Tu-ți dai seama ce publicitate faci dacă spui că uh, ai s-a găsit un os de uriaș. Da. Ideea este că au luat fragmente din roca respectivă, să o studieze. La fel, nimeni nu s-a mai întors după să spună dacă da, e sau nu, nu e. Bun, acum nu e un secret că legende cu uriași se găsesc în toate mitologiile și nici în țara noastră nu duce în lipsă. În zona Vrancii, de exemplu, există tradiția urieșilor. Mai avea un nume pe care eu recunosc că nu i-am găsit, găsit explicația, de jidovi unde o fi vrut să trimită. Parcă și la Argedava exista la un moment dat, la cetatea dacică pe care am arătat-o mai devreme. Exact. Și în, Buz în Buzău avem o cetate a uriașilor în pădure. Sunt, sunt foarte multe povești pe tot întinsul României despre uriași, dar eu n-am văzut niciodată o structură care să semene oarecum. Care să-ți dea cumva să un decor exact, povești. Exact. Și la fel, ar fi foarte vandabil, dar... De Au prus. apărut uriași în filme, sunt operași în, uh, uriași în operele literare de sute, mii de ani chiar, Exact da. sunt cum aproape omniprezenți. Cum ar fi să să vezi o structură care seamănă cu un uriaș? Deci e, e ceva aparte, ceva care... Deci sims... mergi într-o curte unde găsești o cascadă, da. găsești ceva ce seamănă, cel puțin, cu un corpul uriaș. celui unui uriaș. Uh -huh. Parcă mi-ar și un șarpe undeva da, prins în piatră. Da, în partea cealaltă, deci undeva paralel cu omul respectiv, cu omulețul ăsta, e un craniu, un cap de șarpe și efectiv se vede și trupul. Probabil că aia chiar o fusie. Tot de dimensiuni uriașe? Da, destul de mare. Destul de mare. Știm că la capitolul ăsta științific vorbim, știm că au trăit niște reptile de dimensiuni impresionante. Da, poate să fie. La fel. Toate da. astea în curtea unui om. Exact. Om care o să-mi trântească poarta în nas, dacă mă duc nu, acolo? Un om care este extrem de deschis să-i vizitez casa, este casa uh, bunicii soției lui, dacă am înțeles bine. Deci uh, el a vrut să promoveze povestea bunicii lui, el mai mult s-a axat pe casă decât pe partea aceasta cu uriașul, cu cascada. Putem să spunem că a fost un pic neatent. Un, un pic mai mult neatent, dar are un potențial enorm turistic enor. Bineînțeles, asta nu înseamnă că e cazul să neglijezi bisericile rupestre situate exact, alături. exact. Dar poți să afli și de uh, da, ce le se visitezi, mai găsește prin împrejurim. Lei la pachet. <laughs> Uite, vezi, asta de ce spunei tu că ce mai vezi în zonă? Uite ce vezi în zonă. Corect. Dacă asta e să zicem discutabilă, în schimb am mai vorbit de un monument de data asta cu totul natural. Hai să zicem că posibil uriașul ăla s-a băgat acolo sub stâncă. s Dar în cazul ăsta e vorba de un monument natural, deși la un moment dat, dacă te uiți de departe, pare un turn de cetate. Da, exact. Este vulcanul stins de la Racoș. Deci ne-am mutat în Transilvania. Ne-am mutat în Transilvania, exact. O zonă foarte interesantă din punct de vedere al monumentelor naturale. Avem coloane de bazalt, avem uh, lacul. Cele care se văd în partea dreaptă. Uh, nu, sunt undeva în spate, nu se văd în poza aceasta. Aha. Uh, eu îi spun triunghiul turistic de acolo. Sunt trei elemente. E lacul de smarald, uh, coloanele de bazalt și vulcanul stins de la Racoș. Toate sunt în același areal. Într-un perimetru de? Într-un perimetru destul de mare. Nu pot să-ți spun cât e de mare, de întins, dar ele se găsesc la 5 minute distanță una de cealaltă. Și din câte am văzut eu, e cam o oră de la Brașov. Da, nu e departe. E ceva aparte pentru că în România nu vezi un vulcan nici tins, nici activ. Dar ai posibilitatea să te duci efectiv să-l vezi cât de departe și dacă te încumeți și n-ai ce face și nu-ți prețuiești picioarele foarte mult, poți să intri și în interior. Adică să, vezi, să intri pe Aici dragoste. nu faci o recomandare nu ca fac. să se deci înțeleagă. Eu nu recomand să se apropie foarte mult, este o vedere absolut superbă de sus, de pe crestele respective, de la o distanță destul de ok, pentru că malul este uh, ușor nisipos. Și dacă... Hai să punem altfel, gândiți-vă câte view-uri faci pe social media dacă îți pui o poză cu da. un asemenea uh, decor. Exact. Și e extrem de căutat. Noi când am fost acolo erau 20 de mașini numai la bază. Dar în interior înțeleg că există caverne. De fapt să și vede ceva aici. Da, nu știu să-ți spun, nu am intrat în zona aia, dar știu că aici s-a filmat. A fost un film, Django, cu o reptilă. Aici o filmat. Un film cu animație. Un film de animație, da, exact, care s-a filmat în zona asta. Dar cavernele nu sunt amenajate, nu, nu poți să mergi nu. ca la Dâmbovicioara nu. să intri să vizitezi. Nu. Bun. Din păcate. Din păcate, dar până se amenajează, eu un îndemn hotărât să nu. Să nu, să nu, da, să nu, pentru că, unul, nu știi dacă mai ești de acolo. Doi, nu știi dacă mai ai posibilitatea să, să mai trăiești după ce ai căzut, pentru că nu prea ai cum să ajungi acolo decât dacă ai echipament ca să poți să faci escaladă, să cobori. Uh, ideal ar fi, ți-am zis, să vezi de departe. E cadru ideal în cazul vulcanului. La coloane, presupun că te poți apropia mai mult. La coloane te poți apropia, dar nu destul de mult, pentru că se mai rup bucăți de bazalt de sus și dacă îți cade un din aia în cap, ești... E, uite, autor. bine de știut și pericolele reprezentate, dar la fel, ca și, în cazul, ca și în cazul vulcanului, uh, poți să faci niște poze extrem de reușite de departe. Iar cu lacul? Lacul, în schimb, nu ai de ce să-ți fie frică, acolo nu prea ai cum să cazi, e amenajat, e foarte bine amenajat. Uh, e un lac cu apă extrem de curată. E printre cele mai curate mă gândeam pe care că am de acolo ar trebui să vină da. de denumirea de smarald. Și are foarte mulți peștișori multicolori, to mai multe specii, nu știu cum au crescut acolo. Cât de peștișori? Uh, peștișori mai mici, mai mari. Mai... Ok. Bine, peștișori cam așa, eu așa peștișor, nu pești. Așa, uh, ideea este că merită. Merită să te duci până acolo și la fel să-ți faci poze acolo. E un cadru extrem de frumos și e amenajat o potecă, zic, care duce chiar lângă apă. Poți să atingi, așa, poți dar să... există cât de cât o rețea de drumuri da, da, da. care să te ajute să te deplasezi. Da. da, nu e, nu te gândi că e asfaltat, e pietruit, dar rezist. Rezistă la ploi, rezistă destul Bun. de bine. Deci e un exemplu de succes. Cum poți să dezvolți o. E promovată în media? E promovată, da, se știe de. Da, de deci asta de nu e chiar un locuitat. Nu e chiar un locuitat, exact. Sunt foarte mulți care vin aici. Nu am pus plăcuțe, nu pot să zic că ți au venit în toată zona. asta. Dar, nu am pus plăcuțe aici. Nu n-am pus. Încă n-am discutat cu ei, pentru că studiem zona. Acolo mai este o cetate care a aparținut unui uh, boer maghiar. Am văzut are un nume pe care înce e, am e încercat, dar nu, greu, nu pot să-l pronunț. Pronunțat. Uh, mai este o biserică, tot veche, de la 1800 dacă nu mă înșel, 1800 și ceva. Deci sunt obiective pe care le poți vedea acolo. E un sat frumos, e un sat curat, Racoșu. Că pomenit de biserici, uh, dat fiindcă vorbim de zona Transilvaniei merită să fie cunoscut faptul că dețin numeroase biserici fortificate. Exact. Și unele cu o vechime remarcabilă. Cea mai veche este cea de la Cârța, Abația Cisterciană. Dar a doua, ca vechime, se pare că se găsește în satul unde se află și monumentul de aici. Este vorba de... Helmeg. Satul helmec, tot în județul Brașov. Nu ne-am dus departe. Tot în Brașov, da. Deci aici găsim a doua abație, ca vechime, din Transilvania. Și a doua cea mai mare, dacă nu mă așa. Uite, n-am găsit informația Ia asta. Acum da. este Evanghelic luterană exact, parcă. La exact. origine a fost, bineînțeles, Romano-Catolică. Uh, și aici ce avem? Aici este unul dintre. Nu, de fapt, este singurul. Boost, unul dintre singurele. Unul dintre singurele, exact. Uh, busturi ale prințesei Elisabeta Sisi că o știm toți drept Sisi. Un pic de împărăteasă. Un pic mai... de împărăteasă, mă rog, a fost prințesă. Noi o știm din desenele animate. Generația mea o știe din desenele animate. Există și un film celebr cu Romy Schneider cu împărăteasa da, Sisi. După care a fost împărăteasă, deci de la prințesa a trecut la împărăteasă, de la împărăteasă... Nu, din, cineva din familia ei a făcut castelul la care apare pe sigla Disney? Castelul de la Neuschwanstein? Posibil, posibil. Nu, nu bag mâna în foc. Castelul nu, nu pe care am... îl vedem la intro filmelor Disney este un castel din familia Wittelsbach, că ea uh -huh. din familia Wittelsbach uh -huh. se trăgea, Ce tare. Da, nu care apare pe sigla filmelor Disney, Ce dar tare. căsătorită cu împăratul Franz Josef, Franz Josef. al Austriei. Uh, ea a favorizat foarte puternic cauza maghiarilor exact. și presupun că de aia avem... Uh... Uh, da, ea s-a implicat foarte mult în uh, ajutorarea copiilor rămași orfani în urma războaielor. Uh, ideea este că s-a dus în sate, a avut grijă de copii, iar uh, satele respective, comunitățile, i-au ridicat busturi. Uh, existau 30 și ceva de busturi care arătau exact ca acesta. Este singurul care a mai rămas uh -huh. în picioare multe ori au fost furate, ori au fost distruse, nu se știe care a fost... care. Deci în momentul de față, singurul monument din Transilvania a unei personalități care e subiect de film, subiect de animație, prezintă o istorie romanțioasă, a murit săraca asasinată da, de un copilă. anarhist italian care de fapt nici măcar nu viza pe ea da. în stațiunea. Trebuia să o moare pe cineva și i-a picat ea. Asta dacă la nu-i vezi imaginile pe toți pereții și este folosită ca instrument de marketing, exact. majoritatea probabil că habar nu au că se găsește un bus alii pe teritoriul României. Și dacă am înțeles bine, tot în satul ăsta se găsește și. e satul natal al Caterinei Varga, nu? Uh, da, da. Exact. Doamna exact. moților. Exact, da. Cea care a luptat pentru drepturile moților împotriva aceluiași guvern de la Viena. Exact. Sunt, sunt foarte multe uh, monumente istorice și puncte turistice în satul, respectiv, la fel e foarte puțin cunoscut. Aici ați putut să documentați? Uh, da, am documentat, dar nu am fost plăcuțe încă. Nu am pus. Din același motiv al încercăm, reticenței. Uh, da, încercăm să discutăm cu autoritățile de acolo. Când răspunde, poate că o ajunge. La... Așadar. Voi nu optați niciodată pentru forțarea. Autorităților locale Și încercați de fiecare dată să ajungeți la o înțelegere Da, nu vreau să forțez pe nimeni Și nu vrem să forțăm pe nimeni De ce? Dacă nu faci din suflet Știi, ce ai făcut din suflet rămâne Presimt un discurs lacrimogen Nu ce ai făcut din suflet rămâne. Dacă faci de obligație, nu o să rămână. La un moment dat, poate cineva fură, tu nu o să ne mai anunți că a fost furat, știi, și nu poți să te duci, nu poți să fii omniprezent. Nu poți să fii în fiecare părticică din țară simultan ca să vezi exact ce se întâmplă. Într-adevăr, tu ai niște parteneri, de asta noi și vorbim cu primăria, știi, înainte să punem plăcuțe și de asta încheiem parteneriate cu ei. Pentru că noi montăm plăcuțele respective, le oferim uh, statistici, dar ei trebuie să ne spună, băi, plăcuța aia e ok, plăcuța aia a fost furată, hai să o înlocuim. Noi păstrăm designul fiecarei plăcuțe pe care am făcut-o până acum. Ca în cazul în care se întâmplă ceva, e automat să vină. Acum, dacă ei nu acceptă, sunt reticenți. Dacă sunt reticenți, noi încercăm să-i convingem. Adică le oferim toate informațiile, le oferim dovezi că, uite, am montat în anumite părți. Dacă nu-l poți convinge pe omul ăla și nu poți să-i schimbi ideea, atunci te retragi și aștepți. La un moment dat va fi un alt primar sau o altă administrație care poate va vedea diferit. Și atunci revii. Cum s-a întâmplat la Calafat, uite că trecem dintr-o zonă în altă. Hai să mergem în apropiere de Calafat. Nu avem imagine direct cu Calafatul, dar avem o imagine de la Baziaș. Cea de aici. Da. Asta are o poveste interesantă și tristă în același timp. S-a fost un hotel Uh, bine, ei zic Hotel Baziaș. deși eu au zis că nu se numea chiar Baziaș, era Hotelul unui german, în fine. Uh, ideea este că în hotelul ăsta a stat Carol uh, înainte să vină în uh, București. Dacă din ce am citit eu e corect, hotelul e fondat la 1860, de șeful vămii de la Baziaș. Ca să lămurim, Baziaș a fost un soi de Las Vegas. Exact. Oletan. Care a luat naștere în urma dezvoltării comerțului în zonă, mai ales comerțul cu material lemnos și cu uh, cupru. Da. Se extragea de la minele din zonă. Da. Uh, și automat orașul s-a dezvoltat fiind punct navigabil la Dunăre, a apărut un cazino la bazia și cazino care era în hotel. În hotel la subsol. Așa, un port, o gară. O gară care e sub apă acum. Și la un moment dat era un loc foarte agreat de personalitățile epocii. Important. Deci și pe cine avem ca vizitatori? Vorbim de Eminescu, a dormit aici două sau trei nopți. Vorbim de Hans Christian Andersen, care și el Poftim a stat doi, aici. Eminescu, presupun că în perioada când umbla cu trupa de teatru exact, itinerantă. Exact, exact. Ceea ce mi s-a părut foarte interesant e că atunci când a stat Carol aici, s-a plimbat prin saloane și auzea ce spuneau oamenii despre el și ce credeau oamenii că el va face. Hai Mim... să lămurim și aspectul istoric. Da, te rog. Carol I a ajuns aici nu vizitând neapărat, ci era în trecere era ca în... să ocupe tronul de la București. Exact, Exact. Pentru... O... Lămurirea istorică, Principele Carol la vremea aia, a ajuns în țară incognito, adus de Ion Brătianu din Germania prin Austro-Ungaria, navigând pe Dunăre sub pașaport elvețian, deci este film cu, cu de agenți. Mm -hmm. Carl Hettingen. Exact. Așa, și ajunge printre altele la Baziaș, sub identitate falsă exact. și are ocazia să îi asculte pe... Viitorii supuși, bine, nu erau viitorii supuși, că aici vorbim de altă țară atunci. Da, în Imperiul austro Da, e puțin, na, e puțin trasă de păr că ar fi fost în, în, la noi în țară. Nu, dar totuși erau uh, oameni din România, erau români care totuși vorbeau românește, el înțelegea. Și a fost destul de neplăcut să afle că nimeni nu-i dă nicio șansă. Uite că S-au înșelat S-a înșelat amarnic. Chiar și Bogdan Petricic cu HD-ul zicea, am citit uh, acum de curând o uh, biografie a lui romanțată, spunea la un moment dat că nu-i dea absolut nicio șansă lui Carol. După care și-a dat pumnii în cap. <laughs> și-a dat pumnii în cap, a zis că și-ar fi vândut toată averea să-l să susțină pe Carol. Da, e cu siguranță că și-a câștigat destul de multe de simpatie acest germ principe german care nu părea să-ți inspire simpatie la prima privire. Exact. Dar asta este o altă discuție ce a făcut Carol pentru România. Da. Uh, discuția ar fi mai degrabă ce se poate face pentru ruinele acestui hotel. Pare destul de greu să mai refaci hotelul pe baza nu structurii existente. Nu se mai existen. poate face nimic. De ce? Pentru că hotelul, noi vedem doar peretele din față. Ce e în spate e căzut tot. Deci nici nu știu cum mai rezistă partea asta. Aha, este ultima parte rămasă în picioare. Parte, exact. Uh, din câte am înțeles, proprietatea e privată. Nu aparține statului. Statul a încercat, mă rog, cei de acolo au încercat să uh, cumpere proprietatea și să refacă hotelul cât uh, încă mai avea ce să mai refacă la el. Nu a vrut proprietarul respectiv, a vrut o sumă foarte mare de bani, motiv pentru care și statul a renunțat primăria de acolo. Momentul de față mai avem ce să vizităm la Baziaș? Nu. Din păcate, nu. Gara este sub apă, mai este o biserică foarte frumoasă acolo, dar nu știu cât sunt cu partea aceasta de turism. Uh, dar merită vizitată. Uh, ce partea de... asta de turism, acum fac și o mențiune ca teolog. Nu e nevoie să fii credincios ca să vizitezi o biserică. Corect. Sunt unele dintre cele mai vechi edificii încă păstrate eu în spațiul românesc. Eu sunt pro acestui tip de turism, pentru că istoria neamului se ascunde între zidurile acestor biserici. Problema este că, la fel, nu sunt promovate și multe au și căzut. Dar asta e o altă discuție. Aici, din fericire, exista măcar un sentiment de pietate, și încă exact, mai există. Exact. Care a ajutat să fie mult mai bine prezervate. Am decât... văzut că sunt, sunt foarte mulți preoți, și ajutați de către prefericitul Daniel să conserve toată, toată partea asta de patrimoniu, dar, din păcate, au mai și căzut. Au mai pierdut multe monumente istorice care erau biserici. Păi, uite, putem să ajungem la o biserică și cu o legendă mai interesantă. Da. Tu ai vrut biserica asta. Iulian, n-am zis eu de ea. Eu am vrut pentru că are o poveste foarte interesantă. Ea se afla în, în centrul satului. Deci, în centrul satului de unde? Uh, Ivănești, uh, Ialomită. E întâmplător un, un loc unde a crescut și mama mea o perioadă. Ce frumos! Dar uite că nu am apucat să discut cu ea dacă știe de biserica asta. Uh, Cum se numește? Uh, bise bine, ea se numește Biserica Dracilor. Așa e cunoscut acolo. Frumos oximoron. Da, o să ajungem și la povestea asta. Ideea e că ea era în centrul satului. Din cauza... S-a mutat puțin. S-a mutat puțin. Bine, adevărul e că s-a mutat din cauza apei. Că e aproape de apă și începe să se mănânce din teren și s-ar putea să... Bun, aici vorbim de cauze obiective. Vorbim de cauze obiective. Dacă vorbim de partea asta mitologică, se spune că biserica ar fi bântuită. Uh, mergem puțin în trecut, în timpul celui de-al doilea război mondial, germanii fugeau de ruși, erau fugăriți și au ajuns în satul ăsta, ei s-a dat o bătălie în satul ăsta și armata germană se retrăgea, o cam, nu campanie, au fost vreo 5-6 soldați germani care nu au mai reușit să fugă s-au ascuns în biserica asta Soldații ruși au cucerit satul și au înconjurat biserica. Și soldații germani știau că nu mai au nicio șansă. Nu puteau să se predea pentru că automat îi omorau. Au ales să lase armele, s-au pus în fața altarului și au început să se roage. S-au rugat la Dumnezeu să nu-i omoare. Ideea e că până s-au rugat ei, rușii au spart ușile, au intrat, au scos tot ce aveau în dotare și au măcelărit în biserica aia. Și germanii au urlat că Dumnezeu i-a abandonat și blestemat să fie. Și de atunci, localnicii spun că acolo s-ar auzit o felul de voci în germană, uh, sunt o felul de... Deci este o biserică dracilor vorbitori de limbă germană. Da. Perfect. Sunt, uh, da, adică dacă te sperie partea asta de paranormal, atunci ar trebui să te sperie de două ori mai mult că vorbești și germană. <laughs> <laughs> da. da. Uh, ideea este că noi am, când am fost uh. acolo nu am mers cu foarte multe așteptări uh, Nu mă așteptam să dăm de paranormal, uh. nu sunt fanul paranormalului, nu prea Hai cred. că dacă de la Uriaș mă duc și în partea asta e minunat uh, Da, uh, ideea este că noi avem în țară anumite locații care sunt din zona asta paranormalului Care au fantome și tot în periferia Bucureștiului, Mănăstirea Chiajna, nu-i doar una Iar uh. ieri am făcut o filmare la crematoriu unde, iată, venim vorba, a fost unul dintre ultimele puncte de rezistență ale armatei germane din București și acolo s-au dat lupte. Da. Uh, ideea este în felul următor, că noi am avut uh, o experiență neplăcută acolo. Uh, în momentul când ne-am urcat în mașină să plecăm, uh, eu nu am voce la GPS, la mașină. E, și a început uh, respectivul GPS uh, să înceapă, la prima, la dreapta. În germană? Nu în germană. Din fericire, nu în germană. Bun. Așa, în, în român. Ideea e că prima la dreapta era un drum care nu apărea pe GPS, era efectiv marcat prin nu de porumb, să zic așa, știi? Și noi n-am luat-o pe acolo. Și am luat-o exact pe unde venisem. Și automat s-a comutat de pe GPS, a comutat pe radio. Și era o melodie din asta pf, tradițională, Ramstein. nu, de jale, știi? Deci plângea, era o femeie care tot spunea că te-am pierdut, te-am nu știu ce, știi? Și zic, stai puțin că nu-i bine. Nu-i bine, știi? Și până la urmă am ieșit, GPS-ul s-a restartat, s-a restartat tot bordul mașinii, toată partea asta de navigație, și așa am plecat acasă. Dar sunt foarte mulți care de sunt. Deci, dacă cineva de... nu vrea să dea banii la MoviePlex? Da, da. E liber să meargă să își încerce propriul GPS. Da. Eu încerc să găsesc uh, explicații științifice, pentru că de foarte multe ori există explicații științifice. Noi nu le știm, dar ele există. Deci de afum, nu crezi în partea asta nu de paranormal. Vreau, nu vreau să cred, dar din punct de vedere turistic, da, ar fi ideal să, să fie paranormal, că mai atrag niște oameni acolo, mai vin niște în oameni. Fel cum e și balta vrăjitoarelor. Sunt o grămadă, castelul H.D. din Câmpina. Dar asta lachan... este o, o, un nume care cu siguranță să face ușor remarcat, Biserica Dracilor. Satul este fantomă? Nu, satul e popular. E doar mutat? Da, da, e mutat. Nu, saf, Și e Evident okay. că nu mai folosești biserica asta da, nu decât mai pentru mai cursuri mai de germană. Dacă n-au ce face pe acasă, mai învați. Da. Iar uh, uh, cercetat e mult spus, e dezbătut uh, situația bisericii acestea. În ce sens? La ce te referi? Fie de o posibilă restaurare, fie partea de paranormal. Pe parte de paranormal nu, pe parte de restaurare da, au fost discuții, dar din cauza faptului că se află lângă apă e puțin mai greu, mai dificil, pentru că tu o refaci, într-adevăr, dar dacă vine malul și se surpă și ajunge apa la ea, va cădea la un moment dat. Deci vorbim de un monument care o să dispară. O să dispară în timp. O să dispară în timp, din păcate. Cu atât mai mult dacă se dorește a fi vizitat. Exact. Da. Adică, cine vrea să se ducă acum acolo, da, într-adevăr, o găsești. Ideal ar fi să, să meargă ziua, nu noaptea, și să-și ia cu ei. Da. Da. Hai să trecem un pic în zona mai tangibilă. Am greșit recomand. Nu e problemă. Da, nu, mi-aduc aminte un domn din autobuz care uh, eram și în, în prezent acolo și a strigat cu voce tare fira și al naibii, iar am luat telecomanda în locul telefonului. <laughs> mă simt de multe ori în această stație. Uh, mai stau puțin în registru macabru, totuși, dar de data asta este macabru nu pentru că avem uh, un caz paranormal aici, este macabru ceea ce s-a făcut asupra monumentului din imagine. Da, este monumentul șarjei de la Prunaru. Monumentul acesta se află în județul Telorman. Aproape de județul Giurgiu, dacă a, am văzut eu bine. Aproape de județul Giurgiu, exact. Pe șoseaua București-Alexandria. Exact. Aici în primul război mondial au fost mai mulți soldați români care au încălecat și au atacat bateriile germane în speranța că o să Bateriile în... de mitraliere. Bateriile de mitraliere, da, exact. Pare, pare predictibil putin, rezultat. Predictibil rezultat, dar au spart încercuirea, pentru că erau încercuiți în satul ăsta, au spart încercuirea și așa au putut românii noștri, care aveau un corp de armată în satul ăsta, să plece să se ducă spre Argeș, unde a fost și bătălia pentru București. Problema e în felul următor, că după ce au murit, mă rog, au fost îngropați într, într un loc comun, după ani de zile s-au Au făcut... murit aproape toți soldații Aproape toți, au mai rămas câțiva, dar... Și dacă am zis, toți ofițerii. To da. Singur comandantul, da. colonel Naumescu, a supraviețuit exact. ca să moară săracul la mai puțin de un an într-un lagăr din Bulgaria. Da, din păcate. Și le-au construit, le-au construit acest, n-aș putea să-i zic mauzoleu, acest monument, iar la bază e un osoar. Cel pe care îl vedem în imaginea Cel asta. Cel pe care îl vedem în imaginea asta. Ideea e că noi când am am Și am, -am ajuns... fi vrut să-l vedem atât de aproape. Da. Adică contrară aici... contrar, nu, asta, nu așa ar trebui să arate un osoar. Nu așa, din păcate. Aici... Noi ne-am supărat foarte tare. Noi aici am fost cu o echipă și de teologi, am fost mai mulți aici. Și am văzut că respectivul capac avea lanțul rupt. Și am zis, bă, ce poate să fie acolo? Hai să ne uităm. Na, curiozitate. Și când am ridicat capacul respectiv, am văzut că toate craniile erau călcate în picioare. Practic, ce au făcut? Ele au fost aranjate la un moment dat. Arăta Te foarte gândești frumos. că așa da. se prezintă? Le-au aruncat într-o parte, pe toate, că, uite, vezi, sunt adunate undeva în mijloc. Au fost. Și au călcat pe ele. De data asta, mobilul nu e jaful, că n-ai lua de aici. Ce distrugere. Nu e nici vreo orientare politică fiindcă sunt soldați care și-au dat viața pentru țară. Exact. Exact. Este pur și simplu vandalism și pură prostie. Pură prostie, exact. Gândește-te că au călcat pe crani. Monumentul efectiv. este în afara localității? Nu, este chiar în sat. Urminu, în sat? În sat, da. Sunt case. De o parte și, și nu s-a găsit și... nimeni? Cel mai probabil cred că sunt copii care au făcut chestia asta. Eu din să cred că un om adult, sănătos la cap, n-a făcut așa ceva. Sănătos la cap, nu. Da, ideea este că noi am dat în presă situația asta, chiar am vrut să, să rezolvăm problema, niciun nici uh, site de știri, nicio televiziune n-a vorbit de chestia asta. Și am dat la toate. Normal, pe cine mai și interesează soarta rămășiților unor da, eroi din primul război și ne-a frustrat tare de tot. Am făcut plângeri de la mea PN până la Consiliul Județean, de la Consiliul Județean, peste tot. Unde am putut? La Ministerul Culturii, peste tot am dat. Am văzut că au pus un lacăt. Au închis până la urmă. Dar le-au lăsat așa? Probabil. Nu știu, nu pot să-ți spun dacă le-au lăsat așa sau nu, pentru că n-am mai putut să mai deschid, să mai văd. Și asta înseamnă profanare dacă spărgeam la Era Erai cână. cam târziu pentru profanare. Da. Ideea este că pe noi ne-a ne șocat. Dacă ajungi să devastezi un, un loc unde sunt soldați români care s-au sacrificat pentru tine, înseamnă că avem o problemă reală. Deci nu mai vorbim de o problemă izolată, o problemă mică, minoră, care poate fi rezolvată. Nu, vorbim de o problemă mare, mare. Da, e de pierderea identității. Da, exact ce spuneam. Am mai spus într-o filmare, dar profit de faptul, mai ales că ne-a părăsit de curând, academicianul Răzvan Teodorescu spunea lucrul ăsta, că suntem un popor pe care să devină o populație. Exact. Din și păcate. ăsta e, din păcate, un semn tangibil. Adică, în interbelic, acum m-am inflamat eu, în interbelic, Regina Maria, Regele Fernan și guvernele de atunci au dus o campanie prin toată țara, aproape că nu există sat, unde nu, să nu se fi ridicat un monument al eroilor căzuți din satul respectiv, tocmai pentru a se menține memoria locului și amintirea celor care au făcut sacrificiu suprem, exact. ca noi să avem o țară. Și gândește-te că ăsta chiar a fost un sacrificiu... Cum să spun, extrem de mare. Deci, oamenii ăștia Cel mai probabil, oamenii știau unde că se că duc. O să moară. Deci, nu era ca și cum credeai că, băi, o să treacă glanțele alea pe lângă mine, cap în apă, și eu o să și o să fie tot ok, o să străpun bateriile alea și o să trăiești după ce atac pe ea. Au fost oameni de sacrificiu deci, ca să întârzi a... da, avansul și trupelor din câte germani. Am, Am citit, există chiar o lucrare documentată că soldații care s-au oferit s-au oferit voluntari. Să se ducă Cred că să... este cea lui Chirițescu exact, cu exact. istoria războiului. Sunt două volume mari. Constantin Chirițescu, Constantin nu Chirițescu. mai știu titlul exact. Războiul de reîntregire al neamului. Sau ceva Așa, de... corect. Uh, s-au oferit voluntari și erau tineri și știau că o să moară și totuși au ales să se ducă să lupte. Și, și uite, vorbim de alte sacrificii. Aici ne uităm la Crucea. De data asta ne-am mutat în Oltenia, nu? Da, ne-am mutat la Corabia. De data asta, este o cruce care marchează locul pe unde au trecut ostașii români în războiul de independență. Când au trecut drum la un bun, Ungari. drum bun, toba exact. bate drum bun, dragi români. Exact. Putem să vedem scena în filmul pentru patrie a lui Sergiu Nicolaescu. Da. Unde cântau drum bun, exact ce ai recitat tu mai devreme. Au trecut pe un pod de vase, nu mai știu, 3-4 batalioane, nu mai știu, oricum, mulți. Și au trecut undeva în zona asta. Aici a fost, pe undeva, pe Pajiștea, a fost capul de pod. Unde au trecut. Mm -hmm. Și aici asta este undeva... singura mărturie da. care mai rămâne despre faptul ăsta istoric. Despre da. prima mare bătălie a Armatei Române Moderne. Exact. Prima mare campanie, pardon, că nu s-a da, dat o bătălie acolo. La calafat, care revin la calafat, mai e un monument cu o ghiulea pe el, unde echipurile ar fi lovit armata turcă, ar fi lovit în malul românesc și aia a fost prima ghiulea. Da, e documentată treaba asta, Da, E documentată asta. și se spune că era să lovească pe Carol. Corect. Și s-a dat el mai așa după aia a, zi, a dat ordin să se tragă. Și a afirmat că, uite, asta e muzica pe care eu vreau să o aud. Da, știi? dar vorbea românește prost și a zis, asta muzic, place mie. Exact, exact. Și de atunci l-au respectat etern. Exact. Toți soldații da. armatei române. Și acolo este, tot așa, este un uh, monument cu două tunuri. Uh, tunurile au fost urate la un moment dat, au fost readuse. Uh, nu scopuri războinice. Uh, da. Ideea e că. Uh, toți au încercat de-a lungul timpului să marcheze locurile astea importante. Ele sunt puțin știute. Aici, la Corabia, noi am marcat de curând. După cum vezi, degeaba se chinuie primarul de acolo cu toată administrația să facă ordine, pentru că tu nu poți să îl faci pe om să nu fie vantat. De data asta vorbim de uh, inițiativa administrației da, locale. Da. Deci, ei au încercat, au pus camere, au încercat să facă orice e posibil omenește. Să nu, să nu, mai vandalizeze lumea, oamenii, trecătorii, uh, monumentele astea. Dacă te uiți în poză, vezi mormane de gunoi. Uh, undeva, în spatele crucii, o vale. E plină de gunoi. Strângi, a doua zi, Bine la loc. Nu ți se aprinde deloc beculețul că, băi, sunt români și îmi bat joc de cine sunt eu. N-au nicio, nicio rușine. Nu mai există rușine. Rușinea noastră e atunci când nu ai o mașină, nu știu, scumpă și vecinul tău are. Atunci ți-e rușine. Dacă arunci pe jos, nu ți-e rușine. Da, aceeași discuție despre spațiu public. Da, mentalitatea. Aici trebuie să lucrăm. Și la ca să vorbim de un spațiu public mai în proximitatea noastră. Ne-am mutat pe un teren. De fapt, a fost ce romantic cadru unde ne-am și întâlnit noi prima oară, exact. cimitirul Belu din București, unde eu mă ocup cu activitățile specifice și tu uh, poți să le spui de ce ai venit acolo. Da, eu încerc împreună cu echipa mea să transformăm uh, uh, cimitirul Belu într-un muzeu în aer liber, pe modelul celor de la Perleșe, pe modelul cel... scuză, am fost, am avut note mici la franceză. Îți nicio. dau și eu. Mulțumesc. Așa, pe modelul celui din Danemarca, adică sunt exemple de succes în afară care atrag foarte mulți turiști. Uh, și de ce să nu avem și noi așa ceva? De acord. Aici ne-am cumulat eforturile. Exact. Uh, aici țin să subliniez că dacă nu erai tu, uh, foarte multe personalități din cadrul cimitirului se pierdeau. Stai puțin că rolul meu cu tine a fost să stăm câteva nopți să le punem cap la cap. Corect. Dar aici nu încerc să trag spuza pe turta nimănui. Acordul nu a fost din partea mea, că eu lucrez Corect. pentru cineva Foarte acolo. Foarte important că administrația cimitirului a fost extrem de deschisă. Administrația cimitirelor, că vorbim de ACCUB, cât și administ administratorul cimitirului. Deci tot personalul a fost extrem de deschis. Și luptă cot la cot cu noi în momentul de față să transformăm muze... cimitirul acesta, eu spun muzeu, cum am obișnuit, într-un muzeu în aerul. Sunt perfect de acord cu folosirea sintagmei de muzeu pentru Belu. E cel mai mare proiect pe care l-ați desfășurat, desfășurat până acum? E cel mai greu de până acum. E mai greu decât cel cu marcarea monumentelor și obiectivelor. De ce? Pentru că tu aici ai, în total, ar fi 28 de hectare dacă iei și... Partea aceea de Ca aici, să în lămurim ier... încă o dată situația, Belul Ortodox exact. are aproape 19. Aproape 19 plus 28 este întreg ansamblul reunit cu Belul Catolic. Exact. Noi trebuie să luăm acum cruce cu cruce și să vedem ce personalități sunt acolo. E o muncă titanică pentru că sunt enorm de mulți și noi avem un număr mic de voluntari. Noi suntem undeva la 10 persoane. Deci, dacă aveți chef de o plimbare prelungită prin cimitir, Iulian vă așteaptă să vă oferiți voluntari. Pentru continuarea documentării personalităților din Cimitirul Belu, la ce cifre ați ajuns în prezent? Uh, în prezent mai avem undeva la 20 de, de figuri. Ideea este că noi nu le-am luat metodic, știi? De la început, de la figura 1 până la figura 126, ci noi le-am luat pe sărite. Le-am luat cum ne-a fost nouă mai ușor. -am, am început dintr-o parte. Până la urmă, dacă dus finalul un... e unul bun, nu da, mai contează. Știi, știi care e faza? Că nu, nu poți să documentezi la rând de ce, pentru că e un cimitir activ, unde oamenii vin, uh, sunt... Uh, activități de îngropare, sunt oameni care vin să-și pomenească morții și nu poți să-l deranjezi pe omul respectiv să faci o poză cu crucea respectivă, știi? Și trebuie să aștepți, trebuie să te dai de acolo, să lași singur până termină și în timpul ăla te mai duci într-o parte, să mai faci ceva. Adică Încerci să nu pierzi timpul și totul să documentezi. Iar poza aceasta e foarte interesantă, Ion Danabasi este cel care a adus bumbacul în România. Iată, foarte multă lume e bucuroasă da. să se poarte bumbac până în zilele noastre, exact. dar probabil că sunt foarte puțini care știu cum să fabrică și aproape zero care știu cine a adus. Exact. Și de asta noi marcăm împreună cu ACCUB și cu, cu sprijinul tău, marcăm personalitățile acestea, tot așa cu niște plăcuțe cu cod QR. că nu să înțelegă că vreau eu să-mi fac vreo o, o a, sanale de. acum în a, privința asta. E un lucru important pentru că, deși se fac acum și tururi ghidate la Belu, exact. suprafața cimitirului e foarte mare și afluxul de vizitatori, din fericire și de când ați început voi să faceți asta, crește. Da, plus că mulți nu anunță administrația ca să se, li se ofere un ghid. Și atunci el, ei, în momentul când ajung în cimitir, trebuie să cunoască cât de cât. Adică nu trebuie să plimbe cum ne-am plimbat noi, știi, prima oară. Când am venit, am stat 8 ore în cimitir. Am zis că stăm 5 minute, am stat 8 ore. Dar cei deci... care au chef să hoinărească, dacă exact. întâlnesc plăcuțele acestea aici, ați schimbat un pic formatul și a spus blazonul am baronului bl Belu. Blazonul, da. Așa, au ocazia să întâlnească până acum câte sunt Sunt 40. Urmează să mai montăm încă 60. Sunteți la început? Suntem la început, da. Marcăm greu, de ce? Pentru că trebuie să găsim un spațiu ideal în afara spațiului concesionat, astfel încât să nu. Deranjăm zona concesionată, știi? Chestiune sensibilă. Exact. E o chestiune sensibilă, dar merge. Și l-ați dezvoltat și ca uh, proiect de sine stătător pe site-ul. Exact. Asociației. Îl găsiți la site, pe site-ul asociației, la rubrica Proiecte. Este acolo. Și unde omul poate să vadă și de acasă. Da, este o hartă digitală unde sunt mapate personalitățile pe figuri. Urmează acum să le punem poze la fiecare, dar suntem în tratative cu proprietarii pozelor respective, ca să nu încălcăm dreptul de proprietate. O să găsiți, deci, poză cu, pe, cu persoana, poză cu mormântul și o poză cu locația exactă unde se află. Sau, mă rog, relativă în cadrul figurii, ca să nu te duci să orbecăi pe acolo. Și cam așa arată plăcuțele. Iulian, am zis că începem cu prezentarea ta... N-am apucat să vorbim foarte mult, că am intrat în pâine, dar măcar să încheiem cu prezentarea ta și vreau să-ți fac așa o întrebare critică. Mie mi-a spus un profesor în facultate să nu mă apuc să scriu până la 30 de ani, că o să-mi pară rău. Tu n-ai ascultat de sfatul ăsta sau probabil că nu l-ai primit și ai tipărit, ai scris și ai tipărit acum un an, cartea pe care o țin eu acum în mână și pentru care îți mulțumesc, Schițe și Chichițe. Schițe și chichițe despre... Despre viața mea, despre lucruri care mi s-au întâmplat de-a lungul timpului, din copilărie și până aproape de zilele în care noi vorbim, uh, și ce învățăminte am tras eu din toate astea. Am căutat să extrag învățămintele, lucrurile pe care le-am învățat eu și să le dau mai departe, pentru că am văzut că foarte mulți oameni au foarte multe probleme. Deci și dacă pro mai erau dubii că suntem tocilari, bun. Asta e. Uh, Faza e că toate problemele pe care eu le-am întâlnit la alte persoane, la prietenii mei, de exemplu, sunt probleme cu care și eu m-am confruntat. Și am vrut, oarecum, să arăt oamenilor care citesc cartea că există variante prin care poți să-ți rezolvi problemele alea. Pentru că eu am trecut prin ele. Asta deci, este e, da. principalul scop al cărții este de a-ți împărtăși experiența de viață. Exact atât experiența mea de viață cât și cea uite cu călători prin România, cum am început, de ce m-am lovit. Eu a sfătuit pe toată lumea să scrie, să scrie despre viața lor, să scrie despre problemele lor, pentru că sunt atât de multe probleme în lumea asta și un om nu poate să le aibă pe toate, nu poate să le rezolve pe toate. Nu, nu știi să rezolvi anumite probleme când te lovești, ești atât de disperat să scapi de problemele alea încât nu realizezi cum să scapi de probleme și îți ofer o variantă prin care să vezi cum am scăpat eu de unele probleme. Și vorbim aici, eu am dezbătut foarte mult în carte și probleme de religie, probleme în care eu m-am lovit. Probleme Bine din... că mi-ai spus la final că altfel nu mai terminam discuția. Probleme din copilărie, probleme pe parte de educație, probleme cu părinții, probleme cu tot felul, din dragoste, cu decepții, cu tot felul. Ah, E o scenă destul de exact. colorată. Am trecut în... toate momentele importante ale vieții unui om. Și totuși, om. nu crezi că a fost cam de vreme să-ți relatezi experiențele? Ba da, a fost devreme. Ideea este că, așa cum ți-am zis la început, m-am lovit de probleme ale prietenilor mei. Îmi place să vorbesc cu ei și îmi place să, cred că sunt un fel de mama răniților, să le ofer oarecum niște sfaturi să-i ajut să-i ascult în primul rând. monumentele din România, hai să ne ocupăm și de oameni. De partea sensibilă a vieții. Da. Uh, de deci cartea am... nu are legătură neapărat cu activitatea de la călător prin foarte România puțin, Foarte sunt puțin Sunt trăirile tale personale Exact, sunt trăiri cu care se lovesc și alții uh, Până acum am primit uh, recenzii bune în sensul că oamenii chiar s-au regăsit în cartea asta. Bine, nu în toată cartea, dar au fost pasaje care i-au ajutat și pe ei să înțeleagă anumite aspecte. Eu am sfătuit pe toată lumea să scrie. Scrisul și să-ți povestești în scris viața e cel mai bun tratament și știi că acum în zilele noastre depresia e una dintre cele mai des întâlnite boli. Ii stai puțin, ai făcut o carte ca să-i ajuți pe alții sau te-ai ajutat pe tine. Oare cum mi am ajutat și pe alții, și m-am ajutat și pe mine. În sensul, că și eu treceam printr-o perioadă, ascultându-i pe toți că au probleme, văzând că și eu am probleme. La un moment dat am zis ok, băi, chiar am probleme, și vedeam că toată lumea nu crede în mine, nici ei mei nu credeau în mine, nu credeau în ce fac. Am zis, băi, poate chiar fac ceva greșit. Poate chiar într-adevăr am luat-o pe un drum greșit și nu e bine. Și am început să analizez fiecare părticică din viață, de la copilărie și până după ce am terminat facultatea. Și am extras exact acele lucruri pe care eu le-am învățat, știi? Și m-a ajutat oarecum să-mi dau seama că, într-adevăr, nu fac rău ce fac. Adică, m-a făcut să fiu. știi că mândria e un lucru rău, dar m-a făcut să fiu mândru de mine nu toată mândria e adică și falsa modestie e o problemă în momentul în care nu-ți conștientizezi propriile calități. Da, corect. Tu văd că nu doar că le ai conștientizat, dar l-ai și redactat. Da, adică mie nu mi-e rușine să expun anumite lucruri, așa cum s-au întâmplat. Uite cum au fost decepțiile în dragoste, de exemplu, sau faptul că la un moment dat am vrut să intru într-un partid politic. Da? Și m-am lovit de anumite lucruri care mie mi se păreau incompatibile cu principiile mele. Și am zis, ok, nu mai am ce căuta în politică, nici nu vreau să aud de politică, Aș vrea să ajut să dezvolt anumite zone din țară, aș vrea să implementez niște proiecte cu ajutorul părții politice, că O oriunde te lovești de primari care sunt, na, politici caleși, dar nu vreau să merg pe partea asta. La fel și în dragoste. Am avut colegi și colege de-a lungul timpului, am avut un caz care s-a spânzurat din cauza unei despărțiri. Am mai au întâlnit Înțeleg și eu, și? din păcate. Mi se pare foarte rău că nu te înțelegi tu pe tine, în primul rând, nu conștientizezi cât de importantă e viața ta și cât de, cât de frumoasă e perioada asta a tinereții și cât de mult poți să fructifici oportunități în perioada asta. Și tu alegi efectiv să pui punct. Da, plus că e o practică terapeutică recunoscută asta de a se întâlni mai mulți oameni și de a vorbi despre problemele exact. lor. Evident că poți să o faci și în scris. Corect. Dar pe lângă problemele astea, cine citește, eu am făcut-o deja, poate să vadă și care a fost începutul Asociației Călători prin România, nu? Da, uh, poate să citească exact palmele pe care noi le-am luat de-a lungul timpului, mai ales la început. Așa cum spuneam și cu site-ul la început, că noi uh, am mers pe varianta ușoară, varianta fără bani, n-a fost așa cum speram noi au fost probleme și cu presa, au fost probleme din diferite, din diferite părți, știi, pe care a trebuit să le gestionăm. Sunt foarte mulți tineri în momentul de față care vor să-și deschidă o afacere. Eu am vrut să-mi deschid o afacere, dar n-am avut gut feeling-ul ăla, n-am avut ce mi trebuia mie în momentul ăla ca să încep, n-am avut apetitul de risc. Un fapt care s-a mai discutat în studio ăsta că exact. nu toți sunt făcuți să facă afaceri. Exact. Și eu mă număr printre cei care nu sunt făcuți pentru așa ceva. Și e foarte bine. Că poți să începi proiecte, complete, de acord. pentru asociații, de exemplu. Dar fiindcă, s că am terminat timpul de expunere, mulțumesc în primul rând pentru prezența din astă seară. Eu îți mulțumesc. Iar mulțumesc. cei care ne-ați urmărit, dacă vreți să aflați mai multe despre Iulian Tănașcu, puteți să-i cumpărați cartea schiței și chichițe. Dacă vreți să vă oferiți voluntar pentru una dintre campaniile desfășurate de Asociația Călători din România o puteți face accesând site-ul pe a cărui adresa am pus-o și în burtiera emisiunii și dacă sunteți din administrația locală rețineți aspectul că oamenii nu vin ca să facă scandal, nu vin ca să vă creeze probleme, ci vin din încercarea de a vă ajuta și de a pune în valoare patrimoniul istoric al României, ceea ce în viziunea mea ar fi o carte de vizită pentru orice reprezentant al, al autorității locale în ceea ce privește podcast cu Dichist. Luăm o mică pauză cât vom face o vizită în Israel alături de domnul Sorin Constantinescu și revenim cu subiecte, sperăm, la fel de interesante. Cele bune!